el. Nu, să fie 3 ceasuri bune. Trebuie avem printer, avem tot ce ne trebuie, nu avem cum acum. Totul e rezolvat. Cu siguranță, da. Bună dimineața, domnilor și domnilor! Noi suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovici și vă invităm la Focus la prima oră. De care sunt cele mai importante știri ale dimineții. 4 ore de negocieri eșuate la Onești între polițiști și un bărbat de 68 de ani care își pierduse apartamentul prin executare silită. Agresorul i-a omorât pe muncitorii veniți să repare instalația electrică și a sfârșit împușcat în picioare de către oamenii legii. Incendiu uriaș în Prahova la o fabrică de prelucrare a vopselelor. Doi bărbați sunt în stare gravă, având arsuri de gradul 3 și 4 pe 60% din suprafața corpului. Județele Cluj, Maramureș și Timiș au reintrat în scenariu roșu din cauza numărului tot mai mare de cazuri noi de COVID. Merge la școală doar elevii din clasele primare și copiii de la grădiniță. Pe de altă parte, restaurantele, cinematografele și sălile de jocuri se închid. Și ampla anchetă de ICOT la Opera Națională din Iași. Procurorii vorbesc despre un grup infracțional organizat care ar fi prejudiciat bugetul statului cu 5 milioane de lei. Doi oameni au murit ieri la Onești ca urmare a unui atac șocant. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Haideți, vă rog frumos, mergeți mai spate. Vă rog frumos, haideți. Mai spate, mai spate, mai spate. Bărbat în vârstă de 68 de ani i-a sechestrat în apartamentul pe care îl pierduse prin executare silită pe cei doi muncitori care veniseră să repare locuința. Bărbatul i-a atacat pe muncitori și a refuzat să stea de vorbă cu polițiștii veniți la fața locului. Ce a urmat este demn de un film de groază. Colegul nostru Cristian Cosmanciuc a urmărit acest caz și vine cu mai multe detalii. Cristian, te ascultăm. Bună dimineața! Bună dimineața! Scenele terifiante s-au petrecut într-adevăr într-un apartament din Onești, județul Bacău, iar povestea este una halucinantă. Bărbatul nu mai era proprietarul apartamentului de 12 ani când l-a pierdut în favoarea firmei pentru care lucrau cei doi meșteri. Știind că în incintă aveau loc lucrări de renovare, agresorul a sosit și a sechestrat pe muncitori, cerând drept răscumpărare chiar apartamentul. Tot el a fost cel care a sunat la poliție, iar mai multe echipaje au ajuns la fața locului alături de un negociator. Mai bine de 4 ore au durat discuțiile între cele două părți, timp în care bărbatul de 68 de ani i-a înjunghiat de mai multe ori pe cei doi muncitori. Unul din ei, care avea 36 de ani, a murit pe loc, iar al doilea, de 52 de ani, s-a stins la spital. Când au văzut că agresorul nu cooperează, polițiștii au încercat să demoleze ușa, ulterior trăgând chiar și focuri de armă, cu care l-au rănit pe bărbat în picior. Acesta se află acum la spital, însă când își va reveni, va sta de vorbă cu anchetatorii care i-au deschis deja un dosar penal pentru omor. Soția criminalului se afla și ea în incinta blocului respectiv și a fost reținută de polițiști pentru complicitate la lipsire de libertate. Cu alte cuvinte, putem vorbi despre o obsesie a cuplului pentru acel apartament, iar această mișcare s-ar putea să fi fost plănuită de mult, mult timp, poate chiar de ani de zile. Atât de aici, la revedere! Mulțumim frumos, Cristian! Zeci de percheziții ale procurorilor de ICOT în capitala Moldovei, într-un dosar care vizează mai multe nereguli la operă. Oamenii legii vorbesc despre un prejudiciu de 5 milioane de lei. Directoarea instituției, Beatrice Rancea, a fost dusă la audiere alături de alte 13 persoane. Cum comentați? După 2 ore de cercetări, Beatrice Rancea și Iațica Alighieri au fost duși la audieri la sediul de ICOT din Iași. Anchetatorii au luat apoi pe unii angajați apropiați ai managerului și au mers la locuințele acestora pentru noi percheziții. Procurorii de ICOT au ajuns să descindă astfel la 10 de locuințe într-un dosar ce vizează destructurarea grupului infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare și fals. În cadrul acestui dosar penal, astăzi sunt efectuate 27 de percheziții domiciliare, urmând a fi puse în aplicare 14 mandate de aducere. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și pentru a fi dispuse măsurile legale care se impun. Potrivit surselor din anchetă, membrii grupului condus de managerul instituției culturale au acționat alternativ în Iași, dar și în capitală pentru a obține sume mari de bani din subvențiile și alocările de la bugetul Ministerului Culturii. Procurorii vorbesc despre un prejudiciu de 5 milioane de lei. Sperăm să facă dreptate de foarte mulți ani chiar.
Nu știm ce exact au urmărit în această acțiune. Am făcut nenumărate sesizări, în urma cărora a venit și un cort de control. Ministrul, domnul Bogdan Gheorghiu, a considerat că trebuie să-l trimită către parchete. Eram cu toții în așteptare, ne gândeam că trebuie să se întâmple ceva. În urma perchezițiilor, 14 persoane au fost conduse la audieri. Primar din județul Iași a fost bătut în plină stradă chiar de către cei cărora edilul le construise o casă. Cum s-a ajuns la bătaie și de ce agresorii s-au supărat pe primar, aflăm în câteva clipe la Focus la Prima Oră. Femeia care a produs accidentul din cartierul Andronache și care a dus la moartea a două copile s-ar fi urcat la volan cu o alcoolemie de 0,67 în sânge. Femeia vinovată de producerea tragediei a fost reținută aseară. Șoferița a fost audiată în urmă cu scurt timp la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2 și așa s-a dispus măsura arestării pentru 24 de ore. Acest lucru înseamnă că cel târziu mâine vom avea și o sentință finală în acest caz. Ei bine, dacă în fața anchetatorilor femeia a declarat că a încurcat pedala de accelerație cu frâna, ei bine, acest lucru a făcut ca impactul să nu mai poată fi evitat. Raisa urma să împlinească 7 ani peste 2 săptămâni. Nu a mai apucat să-și serbeze ziua. Șoferița în vârstă de 56 de ani i-a adus sfârșitul copilei. Nu a schițat o secundă că ar vrea să frâneze, iar mașina s-a oprit după ce a rupt stâlpul și l-a spulberat pe cele două fete. Da, nepotul meu. Au ridicat mașina, asta este un joc. Să ruga să fie în viață copilul și copilul de genera. Da. Trupul neînsuflețit al tinerei de 21 de ani este încă la spitalul Grigore Alexandrescu și urmează să fie dus la Institutul de medicină legală. Rudele își plâng copilele, iar la locul tragediei a venit tot cartierul pentru a aprinde o lumânare. Cu toate că șoferița a ajuns într-o intersecție în formă de T, nu a schițat nici măcar că ar vrea să frâneze pentru a vira la dreapta sau la stânga. Acest lucru le ridică semne de întrebare familiilor îndoliate. Nu e vorba de neatenție, este vorba doar de două lucruri. Viteză și amenințare între ei doi. Da, asta este, că altceva nu poate să fie. Sau mai este decât a vrut să se omoare pe ei. Știți că șoferița spune că a încurcat pedale. Nu există asta, haideți să vă spun ceva. Asta este un joc. Cum fac mari interlopi. Că fratele meu îl omora pe respectivul, îi dădea 25 de ani de pușcărie, nu că e crimă. Și lor ce le aduc? De 10 ani scapă și de 10 face 3-4, nu mi se pare nou și l-am încheiat. Cele două familii se pregătesc acum de înmormântări. Incendiu de proporții în Prahova la o fabrică de vopsele. Doi bărbați sunt în stare critică. Victimele au suferit arsuri de 60% din suprafața corpului. Colega noastră Eliza Baidat are mai multe detalii. Eliza, bine te-am regăsit. În ce stare se află cei doi bărbați? Bună dimineața! Cei doi bărbați care au fost cuprinși de flăcări în vârstă de 53, respectiv 59 de ani, au ajuns de urgență la UPU Ploiești în stare gravă după ce au suferit arsuri de gradele 3 și 4 pe o suprafață uriașă a corpului de peste 60%. Ambii aveau la o primă evaluare căile aeriene superioare afectate. Ministerul Sănătății anunța încă de aseară că ia în calcul ca cei doi să fie transferați în străinătate, pentru că la noi în țară mari arși au șanse minime de supraviețuire. Victimele au fost cuprinse într-un incendiu la o fabrică ce producea produse din țiței. O hală de 700 de metri pătrați a ars ca o torță, iar pompierii s-au chinuit mai bine de 2 ore să lichideze incendiul. În împrejurim, din fericire, nu se aflau locuințe, iar incendiul nu s-a extins. Însă, totuși, exista pericolul producerii unei explozii, pentru că în apropierea halei erau depozitate 20 de tone de combustibil. Urmează să se afle exact și care a fost cauza care a produs acest incendiu. Atât de aici. La revedere! Mulțumim frumos, Eliza. Grav accident într-o intersecție din Timișoara. Un microbuz s-a răsturnat. Și s-a oprit în gardul unei case după ce o altă mașină a intrat în autoutilitarea de transport. Impactul a fost surprins, după cum vedeți pe camerele de supraveghere din zonă. Pe imagini se vede cum șoferul mașinii care a intrat în autobuz a trecut cu viteză pe roșu. Cei doi șoferi și un pasager au fost răniți și duși la spital pentru îngrijiri. Din fericire, niciun pieton nu trecea prin zonă în acel moment.
Știm cu toții celebra zicală românească, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Din păcate, i s-a întâmplat întocmai primarului din comuna ieșeană Roșcani, care a fost bătut în plină stradă de mai mulți tineri certați cu legea cărora le construise o casă chiar înainte de sărbători. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scandalul din comuna ieșeană Roșcani a început de la o glumă proastă. Mai mulți tineri certați cu legea s-au cinstit bine și au început să împartă pumni și palme trecătorilor. Lucrurile au degenerat în momentul în care agresorii au intrat în curtea unui localnic și au furat o drujbă. Revoltați, oamenii l-au chemat în ajutor pe primar. Doar că odată ajuns la fața locului, edilul s-a transformat rapid în victimă. Din investigațiile efectuate până în prezent s-a constatat faptul că doi tineri din comuna Roșcani ar fi agresat fizic 5 persoane, tulburând totodată ordinea și liniștea publică și adresând amenințări. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt. Altercația a fost de o violență ieșită din comun. Tinerii l-au lovit cu parul pe primarul care chiar înaintea sărbătorilor le construise o casă. Doar intervenția promptă a poliției a făcut ca totul să nu devină o baie de sânge. Trei dintre agresori au fost reținuți și își vor petrece următoarele 30 de zile după gratii. Noi proteste la început de săptămână în București, de această dată chiar în fața Palatului Parlamentului. Sindicaliștii din sănătate au ieșit în stradă să ceară mai mulți bani, atât pentru bugetul Ministerului Sănătății, cât și pentru salarii și sporuri. Sindicaliștii spun că vor protesta și astăzi, deoarece la orele prânzului legea bugetului va fi votată în plenul reunit al Parlamentului. Cu vuvuzelele la purtător, sindicaliștii de la Federația Solidaritatea Sanitară au mers în fața Palatului Parlamentului. Lista nemulțumirilor e lungă, dar totul pornește de la bani. Toată lumea ne spune că suntem în linia întâia, suntem frontul. Frontul de regulă e susținut. Cred că nemulțumirea majoră astăzi e ordonanța 226, care a blocat creșterea salarizării personalului auxiliar din sănătate. Din personalul auxiliar fac parte infirmierele, îngrijitoarele, brancardierii și angajații TESA. Nu vor să ne mai dea banii, în plus ne mai iau și din drepturile de norma de hrană și din alte sporuri. Și noi vrem să ne luăm drepturile mai departe, inclusiv voucherele de vacanță. Dumneavoastră ce lucrați în spital? Sunt economist. Am avut doar sporul de calculator care ni s-a luat. O altă nemulțumire este legată de bugetul alocat anul acesta pentru sănătate. Sindicaliștii cer majorarea sumei, dar și mai multe sporuri. Protestăm pentru creșterea alocării bugetare, care mi se pare înfiorător de mică, pentru acordarea tuturor sporurilor care ni s-au promis și sunt legiferate și nu ni s-au acordat. Pentru reducerea bugetului. Alte revendicări țin de siguranța angajaților din sănătate și de introducerea unor noi măsuri de protecție. În plus, sindicaliștii spun că personalul este subdimensionat, iar cei care se îmbolnăvesc nu au cu cine să fie înlocuiți. Epuizarea apare și ea. Se stă de un an de zile, timp de 12 ore, în acel costum pe care l-ați văzut, de protecție. E inuman să stai 12 ore să nu poți ieși afară. Am cerut un normativ, un program de 3 ore, de 4 ore, să-i putem schimba. Nu avem cu cine schimba când pe o secție ai două asistente. Bugetul alocat Ministerului Sănătății în acest an este de 17,45 miliarde de lei. Sindicaliștii amenință în continuare cu protestele. Celor de la Federația Solidaritatea Sanitară li se va alătura și Sanitas. Un învățător a fost înregistrat în timp ce își înjura elevii. Înregistrările audio au fost publicate de site-ul 7iași.ro și surprind momentele în care dascălui înjură și îi amenință pe copiii de clasa a doua. Înregistrările sunt atribuite unui părinte care a pus un reportofon în ghiozdanul copilului său.
Vocabularul de asupra. Păi tu nu auzi, văd, bine, sunt special de la dracule aici. Uite aici, uite! Păi să nu te împingă, dracu, să scrii. Ați închis lecția, da? Da. Ați închis lecția? Bă! Ce cauți tu acolo, bă? Ce-i asta aici? Iar ai închis așa? Păi tu ce ai în cap, mă? Ce ai în cap, mă? Ce ai în cap? Cum se scrie așa? Ce ai în cap, mă? Spune-mi ce ai în cap, spune-mi, că nu înțeleg! Nu înțeleg! Dacă spune-mi să scrie pe jumătate de pătrățel! Pe jumătate! Tu auzi? Măi, auzi? Învățătorul a mai fost subiectul unei plângeri depuse de un părinte în 2020. El era acuzat atunci de violență fizică și psihică împotriva unei eleve, dar a scăpat doar cu o observație scrisă. Colega noastră, Daria Diaconiuc, a urmărit de altfel acest subiect. Daria, bună dimineața! Ce măsuri vor fi luate? Bună dimineața, Irina și Daniel, bun găsit tuturor. Conducerea inspectoratului școlar nu este năpăsătoare și a spus că astăzi va trimite o echipă de control la școala gimnazială Mihai Codreanu și pentru că învățătorul, fost director al acestei unități școlare, este angajat pentru că actuala conducere a făcut acest lucru și acest aspect ține doar de unitatea de acolo, practic școala este cea care va întruni o echipă de disciplină, va analiza toate aceste fapte și ulterior ele vor fi discutate și cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași. De astfel, inspectorul Genoveva Farca și inspectorul școlar general la ISJ Iași a declarat pentru Prima TV că nu este prima abatere și că nu se poate uita acest aspect pentru că în decembrie 2020 a fost vorba la o altă abatere doar de observație scrisă și aceste fapte nu sunt tolerate în școlile din Iași și din județul Iași și mai bine spus, și această comisie care se va întruni la nivelul școlii va analiza în fapt și chiar inspectorul școlar general spune că dacă este vorba și de încetarea contractului individual de muncă, se va face acest lucru dacă toate faptele puse cap la cap o impun. Atât de aici, la revedere! Mulțumim, Daria. Mulțumim mult, Daria. După tragedia de la Constanța, conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași a pregătit o intervenție demonstrativă în cazul incendiilor la înălțime. În astfel de misiuni, pe lângă autospecialele cu scări, un rol important îl are perna pneumatică, echipamentul care ar fi putut salva viața femeii din Constanța care s-a aruncat de la etajul 6 după ce apartamentul său a fost cuprins de flăcări. Există însă doar 4 astfel de saltele în toată țara, una dintre ele se află la Iași. A fost cumpărată în 2015 și a costat 180.000 de lei. În cei 6 ani de când este în dotarea ISU Iași, salteaua a fost folosită de cele mai multe ori la acțiuni de salvare a persoanelor care amenințau că se sinucid. Bugetul satului a fost dezbătut ieri de parlamentar, după multe zile și ore de discuții și certuri în comisiile parlamentare. Forma inițială a legii propuse de guvern a fost modificată așa cum își doreau socialdemocrații. Colega noastră, Alexandra Popescu, vine cu toate amănuntele. Alexandra, te ascultăm. Au fost dezbateri extrem de tensionate în ședința plenului reunit al Parlamentului. Socialdemocrații au scandat în timpul ședinței alocații pentru că vor dublarea alocațiilor în acest an și de asemenea au adus păpuși în formă de bebeluși pe care le-au fluturat în timpul ședinței, le-au dus chiar la tribuna de unde vorbea Florin Câțu, dar și la tribuna unde stă președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban. De asemenea, din partea liberalilor au fost aplauze pentru Florin Cîțu. Premierul a spus că este mândru de acest buget și că îl onorează funcția de prim-ministru. De asemenea, au adus acuzații grave socialdemocraților pe cărora a spus că au furat în toți acești ani din buget și le-a spus că în acest fel, anul acesta va elimina mafia PSD-istă din administrație.
Pe de altă parte, socialdemocrații, prin vocea lui Marcel Ciolacu, l-au acuzat pe premier că este un mincinos patologic și de asemenea l-au jignit chiar și pe Ludovic Orban, căruia i-au spus că este ultimul brontozaur din Parlament. Acuzații dure, așadar, iar Ludovic Orban a fost chiar nevoit să intervină de mai multe ori pe parcursul ședinței ca să liniștească spiritele, pentru că totul deja începuse să degenereze în timpul ședinței. Trei județe din vestul țării au reintrat în scenariul roșu din cauza numărului tot mai mare de infectări cu SARS-CoV-2 din ultimele zile. Medicii vorbesc despre ceea ce ne temeam, un al treilea val al pandemiei de coronavirus în România. Colega noastră Carmen Gheorghe a urmărit subiectul și vine acum cu cele mai noi informații. Cluj, Maramureș și Timiș au intrat în scenariul roșu. Până acum, Clujul se afla în zona galbenă, dar acum rata de incidență a crescut și a ajuns la 3,15. Cea mai gravă situație rămâne însă în Timiș, acolo unde există o rată de 5,07. Scenariul roșu înseamnă automat și noi restricții. Astfel că la școală vor merge doar elevii din clasele primare și copiii de la grădiniță. Ceilalți vor fi nevoiți să se întoarcă la cursurile online. Mai mult din cauza numărului mare de infectări, restaurantele, sălile de joc, dar și cinematografele se vor închide. La doar un pas de intrarea în scenariul roșu se află acum și județele Ilfov și Brașov. Mai mult decât atât, medicii vorbesc și despre un al treilea val și asta pentru că în ultimele zile a crescut destul de mult numărul de cazuri noi de COVID-19. Se pare că în acest punct ne-au adus noile tulpini, iar situația se poate agrava oricând. Primele semne deja au început să se vadă în spitale, acolo unde sunt internați din ce în ce mai mulți pacienți care se află în stare gravă. FCSB și CFR sunt în continuare umăr la umăr cu 5 etape înainte de startul play-off-ului. CFR a zdrobit-o pe FC Argeș și a egalat pe Roșalbaștri în fruntea ligii întâi. Secundul echipei naționale, Nicolae Dică, a anunțat cine va apăra poarta tricolorilor după retragerea lui Ciprian Tătărușanu. Mai multe informații în știrile din sport. Cum va fi vremea astăzi în țară, dar și în Europa? Ne spune chiar acum colega noastră, Lili Braga. Lili, te ascultăm. Bună dimineața, sunt vești bune din partea vremii. Se încălzește din ce în ce mai mult în aceste zile. În Europa astăzi se simte încălzirea vremii în țările din vest, sud-vest, centru și est. Ploi slabe apar în sud-vestul continentului și în sud-estul extrem, iar precipitații mixte, tot slabe, se așteaptă în est și în nord-est. În țara noastră, în această dimineață, persistă atmosfera închisă în zonele joase din sud și din sud-est. Mai sunt nori și izolat poate ploua slab. În restul țării, cerul este variabil și va fi așa tot restul zilei. Vom simți cum vremea continuă să se încălzească în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în nord-est și în regiunile de deal și de munte. La mijlocul zilei vor fi temperaturi maxime cuprinse între 5 și 15 grade. Cam atât deocamdată despre vreme. Revin ceva mai târziu cu alte informații. Vânzătorii de mărțișoare nu au simțit pandemia. Din contră, au vândut în pandemie mai bine ca în anii trecuți. Ce mărțișoare au căutat România, aflăm imediat după publicitate. Rămâneți cu noi. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. 4 ore de negocieri eșuate la Onești între polițiști și un bărbat de 68 de ani care își pierduse apartamentul prin executare silită. Agresorul i-a omorât pe muncitorii veniți să repare instalația electrică și a sfârșit împușcat în picioare de către oamenii legii. Incendiu uriaș în Prahova la o fabrică de prelucrare a vopselelor. Doi bărbați sunt în stare gravă, având arsuri de gradul 3 și 4 pe 60% din suprafața corpului. Județele Cluj, Maramureș și Timiș au reintrat în scenariul roșu din cauza numărului tot mai mare de cazuri noi de COVID. Vor merge la școală doar elevii din clasele primare și copiii de la grădiniță. Restaurantele, cinematografele și sălile de jocuri se închid din nou. Și ampla anchetă de ICOT la Opera Națională din Iași. Procurorii vorbesc despre un grup infracțional organizat care ar fi prejudiciat bugetul statului cu 5 milioane de lei. Un elev de 17 ani din Arad a fost lovit cu pumnul în față, chiar în travaiul în care se urcase. Agresorul, un bărbat băut care pretindea că este controlor, s-a enervat după ce tânărul i-a cerut falsului controlor să se legitimeze. I-am zis să coboare jos, fix când se coboare m-a scuipat, după a fugit pe el și m-a dat un pumn. Și acum unde e el? S-a dus pe strada aia spre șoimele, după când n-am fost atent, s-a dus pe strada aia încolo.
Câți ani ai? 87. 1987. M-am bătat. Ce probleme ai făcut în tramvai? Nu, înainte. În tramvai, ce probleme ai făcut? Am spus un băt. Jandarmii au întocmit actele necesare începerii urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe conform codului penal. Tinerii implicați în bătaia care a avut loc pe o stradă din Timișoara, chiar în apropierea sediului poliției, au fost identificați. Iar 5 dintre cei 7 bătăuși au fost deținuți pentru 24 de ore. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au început cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de încăierare și tulburarea liniștii publice. Cu ajutorul camerelor de supraveghere a fost identificat și tânărul care s-a aflat la volanul mașinii din care au coborât o parte dintre scandalagii. Polițiștii au descoperit că acesta nu avea permis de conducere, așa că i-au deschis dosar penal pentru conducerea fără carnet. ani. Da, ați auzit bine. Aceasta este vârsta pe care o are cel mai bătrân român care s-a vaccinat anticovid. Veteran de război, Ion Ceapă nu a stat nici măcar o secundă pe gânduri atunci când a fost întrebat dacă vrea să se imunizeze. Din 15 martie și românii care nu sunt în categoriile de risc se vor putea înscrie pentru programări la vaccinare. Ion Ceapă este primul locuitor al comunei Cumpăna care a fost vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2. Bărbatul a luptat în cel de-al doilea război mondial, a văzut moartea cu ochii pe frontul din Caucaz, a simțit foametea pe propria piele, dar și ororile comunismului. Aveți în fața dumneavoastră cel mai vârstnic locuitor al comunei Cumpăna, domnul Ceapă Ion, la 30 martie anul acesta va aniversa împreună cu noi vom organiza aniversarea zilei de 104 ani. La această vârstă, nenea Ceapă este din nou un exemplu pentru cei din jur. Cel mai bătrân român care s-a vaccinat a vrut să dea un exemplu tinerei generații imediat după deschiderea centrului din comuna sa. Nene Ceapă, hai să te așezăm noi acolo. Cetățean de onoare al comunei Constanțene, veteran al celui de-al doilea război mondial, decorat cu medalia Serviciul Credincios cu Spade, Ion Ceapă este în continuare activ. Munca îl ține în viață, spune el. Care este secretul sănătății dumneavoastră? Ce să fie? Munca. E bine. E bine. Da, sunt sănătos. Sănătate, nene Ceapă. Exemplul veteranului va putea fi urmat în curând de toți românii. Din 15 martie se pot înscrie în cea de-a treia etapă a campaniei de vaccinare. Indiferent de variante de vaccin, e același principiu, și anume un mesaj pe care organismul nostru îl primește, un răspuns imun, care se va traduce prin producția de anticorpi. Anticorpi neutralizanți, în așa fel încât atunci când venim în contact cu virusul, cu agresorul real, să avem anticorpii care să lupte și, practic, nu ne vom îmbolnăvi. Până în momentul de față au fost imunizați peste 900.000 de români, cu unul dintre cele 3 seruri disponibile la noi în țară. Aproape 5.000 dintre aceștia au suferit diferite reacții adverse ușoare. Sunt anumite reacții care apar oricum la indiferent de variantă, o simptomatologie generală care poate să apară, avem febră, dureri de cap, dureri musculare, oboseală, dar sunt lucruri care în general se corectează destul de repede, 24 de ore. Primele două variante, adică Pfizer, BioNTech și Moderna, merg pe tehnica de ARN mesager, despre care am tot vorbit, iar varianta de la AstraZeneca, Oxford, ar fi clasică, aș spune semi-clasică, pentru că e vorba într-adevăr de un virus, dar este un adenovirus care de asemenea a fost modificat. Vaccinarea efectivă a populației generale va începe cel mai devreme în aprilie. Va fi cea mai amplă campanie de imunizare din istoria României. În acest moment, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe doze administrate. Mai toți vânzătorii de mărțișoare se plângeau în ultimele săptămâni că în acest an vor rămâne cu suvenirurile pe tarabe. Însă, plină pandemie, vânzările au mers mai bine față de anii trecuți, iar cele mai căutate mărțișoare au fost cele handmade. Nici florăriile nu au dus lipsă de clienți și au fost pline încă de la primele ore ale dimineții de ieri. Nici nu vrem să ne gândim ce va fi pe 8 martie. Voi, bărbații. Da. Încă de dimineață, clienții au plecat în căutarea mărțișorului perfect. Cui duceți? Eu, prietenii mele și mamei. Ați luat ceva special? Ce ați ales?
Fluturaș. M-am organizat și am zis că vin în prima parte a zilei ca să fie mai liber. 2021 este însă anul alegerilor unice. Am tăiat sticla în atelierul propriu. Are o teșitură pentru a avea stabilitate. După ce se consumă cele trei fitile, pot fi puse alte trei lumânări sau piatră și flori de piatră. Anul acesta mărțișoarele pot fi și plantate. Sunt semințe de flori puse într-o capsulă vegetală. Cartonul este reciclat și astfel încât tu nu oferi o floare, oferi să își planteze singură floarea. Mi se par de efect și cumva memorabile așa. În general, lumea se orientează către handmade, către tradițional. Cum a mers vânzarea în acest an? Mulțumitor, ok. Deși a fost pandemie, chiar a fost ok. Marfa a fost mai puțin ca și cantitate, pentru că ne așteptam totuși să fie un pic mai slăbuț așa ca vânzare. Și dacă mărțișoarele au fost alese cu grijă încă din timpul weekendului, florăriile au fost luate cu asalt în această dimineață. Buchetele de trandafiri, bineînțeles, și florile de primăvară, lalele, în general, frezii, zambile. Majoritatea au fost pe plante în ghiveci, în special zambile în ghiveci, și buchetele, domnii le-au ales. Doamnele au fost cu ghivecele. Pentru cine ați cumpărat flori astăzi? Pentru soție și pentru soacră. Și ce ați ales? Frezii pentru soție și zambile pentru soacră. La Galați, doamnele și domnișoarele de pe ambulanță au fost răsplătite chiar de poliția locală, care le-a oferit flori în semn de apreciere. Un gest foarte frumos și neașteptat, chiar emoționant, aș putea spune. Lucrez de 20 de ani la ambulanță. Am fost al doilea cadru medical infectat. Se împlinește un an de zile pe 27 martie anul trecut. Considerăm că prin această inițiativă aduc aprecieri și că eforturile noastre nu au fost zadarnice. Pentru noi, polițiștii locali, doamnele și domnișoarele de la ambulanță sunt femeile erou. Florăriile așteaptă vânzări la fel de mari și pe 8 martie, așa că pregătirile au început încă de pe acum. Emisiunea Hai cu Fetele a debutat ieri cu un invitat special, Andreea Marin. Colega noastră, Gabriela Marin, este acum alături de noi în platoul Focus la prima oră. Bună dimineața! Bună dimineața, Gabriela! Bine v-am găsit! Mulțumesc! Bine ai venit pe la noi! Pentru invitație! Ai avut emoții la acest început? Păi, normal că am avut. Normal, trebuie să fiu sinceră, nu? Da. Am avut un pic de emoții. Poți să ne și minți frumos. Nu, că avem un detector aici, deci nu, fără minciuni. Au trecut repede, pentru că atmosfera e foarte degajată. Ne-am luat cu invitații, cu provocările, cu jocurile, cu subiectele interesante și chiar, de obicei, se întâmplă și la teatru, la mine. Am emoții înainte să intru în scenă, cum s-ar zice, după aia mă relaxez. Niște emoții constructive, presupun. Da, da. Gabriela, le-am întrebat și pe celelalte fete din Hai cu Fetele care au venit pe aici, pe la noi, dacă voi vă cunoșteați înainte. Vreau să-mi spui și tu, la ce nivel erați amice, nu știu, cunoștințe? Cu Ioana, bineînțeles că mă cunoșteam. Inamice? Inamice, nu, poate, pe viitor. Nu, deloc, sper. Vedem, ne mai întâlnim și mai povestim. În niciun caz, nu. Cu Ioana mă știam de la Cronică, suntem colege de 10 ani de zile. Cu Giulia, la fel, mă știam de mult timp, de câțiva ani de zile. Nu eram prietene apropiate, dar ne știam. Ne văzuserăm pe la tot felul de evenimente. Cu Diana nu mă știam foarte bine, dar ne-am cunoscut acum câteva luni când am început să discutăm despre proiect, despre cum ar fi să fim colege în frumoasa emisiune Hai cu Fetele, în fiecare zi. Ce se întâmplă astăzi, de luni apropo, până joi? De Hai cu Fetele? Astăzi avem un invitat special în prima parte a emisiunii. Prezentăm un fel de sport neconvențional, se numește bungee flying. Wow. Pentru toate femeile care știu deja că sunt Wonder Woman, dar vor să și pună în practică și această zburați, activitate. Să aveți, da! O... Noi am fost deja la sală la Papa Faia, este invitatul nostru, este instructorul de fitness bungee flying și Alexandra, reporterița noastră specială, a făcut un material cu mine și cu Ioana la sală, unde domnul Papa Faie ne-a legat de niște frânghii, a fost foarte interesant și apoi am sărit în aer. Doar Alexandra a încercat povestea asta? Nu, toate trei. Așa și eu e. Și cu Ioana, da, da, da. O deci cine a tras chiulul? Diana și cu Giulia, dar cred că o să le punem la niște exerciții, nu or să tragă chiulul în emisiune, o să vedeți, diseară. Sunt curioasă așa, pe calapodul tău, ce fel de subiect ai vrea să abordezi tu în emisiunea asta? Ce ți-ar plăcea să prezinți acolo? Păi,
dincolo de ce faci deja și îți place deja. Mă gândesc că ai venit deja cu niște idei. Subiectele pe care vreau să le abordez în emisiune le voi și aborda, pentru că fac parte cumva din echipa de creație. Da. Și mă gândesc că ar fi foarte interesant să abordăm subiecte normale ale femeilor din ziua de astăzi. De fapt, care crezi că sunt principalele probleme ale femeilor în ziua de astăzi? Cred că vreți răspunsul sincer sau ăla formal? Ăla sincer, da? Hai să-l încercăm pe ăla sincer, după aia la formal. Cred că suntem destul de multe, prea multe femei miștoși și destul de puțini bărbați la fel, iar ăia care sunt la fel de mișto sunt puțini și luați. Adică asta aha, cred că este. E vorba aia, e frumos, dar e însurat. E frumos, nu? Dar e luat. Și asta ar fi unul din subiecte, adică tocmai de asta invităm bărbații să se uite la emisiunea noastră ca să descopere ce ne place la un bărbat și ce nu ne place întotdeauna. Ce ar trebui să fac ca să ne intre în grații, ca să zic așa. Oh, trebuie să-l pun pe soțul meu să urmărească. Am fost rea un pic. Nu, ai fost realistă. Mulțumesc, Irina. Fii atent, o să citesc o declarație de-a ta. Nu aud nimic din ce nu doresc câteodată. Prietenoasă, dar și destul de solitară atunci când simt nevoia de timpul meu cu mine. Cât de important e pentru o femeie să aibă timpul ei cu ea? Foarte important. După această perioadă aglomerată de filmări pe care o să o am, cred că o să-mi iau timpul meu cu mine, o să petrec. Cred că avem nevoie să ne reîncărcăm bateriile. Asta înseamnă că vei face în continuare călătorii exotice. Uite, am aici 3, India, Mexic și Zanzibar. Astea sunt pe listă, pe bucket list. Wish list. Wish list, exact. Astea sunt pe listă. Până acum am acoperit, ca să zic așa, doar Orientul Mijlociu. Dar vreau să mă duc către Africa un pic. Nu e un lucru rău. Orientul Mijlociu este o destinație foarte frumoasă. Da. Într-adevăr. Simți niște lucruri. Eu, na, sper că... simt niște lucruri vis-a-vis de cultură, te referi. Da, cu siguranță, da. Da, a fost interesant, doar că aș vrea să pornesc așa călătoriile către altă parte. Nu alegem destinații mai sigure, că tot ce mi-ai spus tu mi se pare destul de unsafe, așa. Africa este, în momentul actual, cel mai sigur continent. Tocmai de aceea l-ai pus pe wishlist. Ne referim la pandemie, nu? Da. Da. E sigur. Deci în Tanzania mă duc peste 3 luni. Acolo mă găsiți. Safari? Safari, tot. Poate faci un reportaj de acolo, Gabriela. Da, asta ce nu știe publicul despre emisiunea voastră și poate că ar trebui să știe? Ce nu știe? Să mă gândesc că... Păi, publicul nu știe că dincolo de camere, la Hai cu fetele, echipa este în proporție de 90% alcătuită din bărbați. Wow. Așa că nu e chiar matriarhat la Hai cu fetele, producătorul și regizorul artistic și capul tuturor lucrurilor frumoase care se întâmplă la Hai cu fetele este Silviu Iliuță. Mi-e milă de Silviu. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Continuăm, mulți români pornesc la drum cu vise mari, dar nu toți ajung și la succes. Specialiștii spun că nu există o rețetă pentru antreprenorul perfect, însă atunci când mai mulți oameni își pun cap la cap ideile, este important ca ei să nu se fi cunoscut înainte și să aibă aceleași obiective. Antreprenoriatul este unul anevoios, dar ține de voi să fie încununat de succes sau să se termine cu un faliment răsunător. Aproape 110.000 de societăți comerciale și PFA au fost înmatriculate în 2020, cu 18% mai puține decât în 2019, spune statistica de la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Dar ca să nu vă numărați printre cele aproape 11.000 de firme care și-au suspendat activitatea sau cele peste 25.000 de afaceri care au fost dizolvate anul trecut, atunci când începeți un business, trebuie să fiți atenți la mai multe aspecte. Un partener de afaceri este precum soțul sau soția, doar că veți petrece mai mult timp cu ei decât acasă. Din acest motiv este foarte important să-ți alegi cofondatorii cu grijă, este de părere Cristian Munteanu, managing partner al fondului de investiții Early Game Ventures. Primul test pe care un founder îl trece este acela de a găsi pe cineva care să vină din secunda 1 alături de el într-un astfel de proiect nou. Ideal,
un founder la început de drum convinge și pe altcineva să îi se alăture. Pe altcineva care e complementar cu el. Nu vrei să te calci pe picioare, nu vrei ca fiecare decizie pe care o iei să fie la două capete. Ai nevoie de un om care, spre exemplu, dacă tu ești un om de business, ai nevoie de cineva tehnic. Ai nevoie de cineva care să te completeze, de o persoană care este mai bună decât tine, crede Cristian Munteanu. Într-o echipă de startup este nevoie la modul ideal de 3 oameni. Este nevoie de cel care face business-ul, este nevoie de cel care dezvoltă tehnologia și este nevoie de cel care face vânzările sau marketingul. Cum îi numim noi, the visionary, the hacker și the hustler. Cele trei personaje esențiale. Dacă există doi fondatori într-o companie, nu este obligatoriu ca fiecare să dețină câte 50% din acțiuni, dar este neobișnuit ca unul să controleze peste 90% din titluri, iar celălalt restul. O companie bună nu este neapărat una mare cu mulți angajați. Din contră, este o firmă cu puțini angajați, dar eficienți și face treabă la fel de bună sau mai bună decât una cu mulți salariați, mai spune Cristian Munteanu. Am citit undeva că în momentul în care a fost cumpărată, Instagram avea 15 angajați. În același an, Kodak a dat faliment. Avea la nivel global 500.000 de angajați. Compania bună între cele două era Instagram, nu era Kodak. Asta este mentalitatea de echipă de startup. O echipă mică, hipereficientă, care face lucruri care pot exploda. O echipă de 10 oameni care servisează 10 milioane de oameni. Referitor la modul în care este bine să-ți construiești echipa, antreprenorul spune că trebuie să angajezi greu, doar după ce te-ai asigurat că ai nevoie de acel om și trebuie să dai afară foarte repede la primele semne că acel salariat nu este ceea ce trebuie. Aceasta a fost prima oră de Focus la prima oră. Noi ne revedem în câteva minute la 8 fix. Până atunci, nu uitați de pagina noastră de Facebook, de Instagram, ambele se numesc, după cum vedeți, Focus la prima oră. Și de site-ul nostru, focusprimatv.ro. Rămâneți bune! Erai scăpat ieftin, mărzișoarele le-a făcut băiețelul tău. Mă întreb de 8 martie ce o să iasă. Hai mai bine să intrăm în următoarea oră de Focus la prima oră, zic. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, am revenit. Să revedem care sunt cele mai importante știri ale orei. 4 ore de negocieri eșuate la Onești între polițiști și un bărbat de 68 de ani care își pierduse apartamentul prin executare silită. Agresorul i-a omorât pe muncitorii veniți să repare instalația electrică și a sfârșit împușcat în picioare de către oamenii legii. Incendiu uriaș în Prahova la o fabrică de prelucrare a vopselelor. Doi bărbați sunt în stare gravă, având arsuri de gradul 3 și 4 pe 60% din suprafața corpului. Un elev de 17 ani din Arad a fost bătut în tramvai de un bărbat băut care spunea că este controlor. Conflictul a început după ce tânărul i-a cerut să se legitimeze. Județele Cluj, Maramureș și Timiș au reintrat în scenariul roșu din cauza numărului tot mai mare de cazuri noi de COVID-19. Vor merge la școală doar elevii din clasele primare și copiii de la grădiniță. Restaurantele, cinematografele și sălile de jocuri se închid din nou. Așadar, doi bărbați sunt în stare critică după ce au suferit arsuri de gradul 3 și 4 pe 60% din suprafața corpului. Cei doi sunt victimele unui incendiu de proporții care a avut loc în județul Prahova la o fabrică de prelucrare a vopselelor. Colega noastră Eliza Baidat are mai multe detalii. Bună dimineața, Eliza! Bună dimineața, Eliza! Ce detalii despre cei doi? Bună dimineața! Cei doi bărbați care au fost cuprinși de flăcări au ajuns în stare gravă la urgențe. După ce au suferit arsuri de graduri 3 și 4, aceștia pe o suprafață a corpului uriașă de peste 60%. Ambii aveau la o primă evaluare căile aeriene superioare afectate. Ministerul Sănătății anunța încă de aseară că ia în calcul ca cei doi bărbați să fie transferați la o clinică din străinătate, pentru că la noi în țară mari arși au șanse minime de supraviețuire. Victimele care au fost cuprinse într-un incendiu la o fabrică care producea produse din țiței. O hală de 700 de metri pătrați a ars ca o torță, iar pompierii s-au chinuit mai bine de 2 ore să lichideze acest incendiu. În împrejurim nu se aflau din fericire locuințe și acest incendiu nu s-a extins, însă exista posibilitatea unei explozii, pentru că, iată, în apropiere erau depozitate 20 de tone de combustibil. Acum urmează să se afle exact și care a fost cauza producerii acestui incendiu. Atât de aici. La revedere!
Mulțumim frumos, Eliza. Procurorii din Cot au mers la Opera din Iași și nu pentru a urmări un spectacol, ci pentru percheziții. În urma acțiunilor desfășurate de oamenii legii, directoarea instituției Beatrice Rancea a fost dusă la audiere alături de alte 13 persoane. Prejudiciul adus statului în acest caz este de 5 milioane de lei. Cum comentați? După două ore de cercetări, Beatrice Rancea și Iațica Alighieri au fost duși la audieri la sediul DIICO din Iași. Anchetatorii au luat apoi pe unii angajați apropiați ai managerului și au mers la locuințele acestora pentru noi percheziții. Procurorii DIICO au ajuns să descindă astfel la 10 de locuințe într-un dosar ce vizează destructurarea grupului infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare și fals. În cadrul acestui dosar penal, astăzi sunt efectuate 27 de percheziții domiciliare, urmând a fi puse în aplicare 14 mandate de aducere. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și pentru a fi dispuse măsurile legale care se impun. Potrivit surselor din anchetă, membrii grupului condus de managerul instituției culturale au acționat alternativ în Iași, dar și în capitală pentru a obține sume mari de bani din subvențiile și alocările de la bugetul Ministerului Culturii. Procurorii vorbesc despre un prejudiciu de 5 milioane de lei. Sperăm să facă dreptate de foarte mulți ani chiar. Nu știm ce exact au urmărit în această acțiune. Am făcut nenumărate sesizări, în urma cărora a venit și un cord de control. Ministrul, domnul Bogdan Gheorghiu, a considerat că trebuie să-l trimită către parchete. Eram cu toții în așteptare, ne gândeam că trebuie să se întâmple ceva. În urma perchezițiilor, 14 persoane au fost conduse la audieri. După tragedia de la Constanța, unde o femeie s-a aruncat de la etajul 6, pompierii din țară se pregătesc intens pentru intervenții cu pernele pneumatice. Câte perne pneumatice avem în toată țara și cât costă, aflăm în câteva clipe la Focus la Prima Oră. Analizele care să certifice sau să infirme alcoolemia femeii care a produs accidentul din cartierul Andronache spun sec faptul că femeia consumase băuturi alcoolice. La 3 ore de la producerea accidentului, șoferița avea o alcoolemie de 0,67 în sânge, conform declarațiilor surselor judiciare. Aseară, femeia vinovată de producerea tragediei a fost reținută pentru 24 de ore. Șoferița a fost audiată în urmă cu scurt timp la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2 și așa s-a dispus măsura arestării pentru 24 de ore. Acest lucru înseamnă că cel târziu mâine vom avea și o sentință finală în acest caz. Ei bine, dacă în fața anchetatorilor femeia a declarat că a încurcat pedala de accelerație cu frâna, ei bine, acest lucru a făcut ca impactul să nu mai poată fi evitat. Raisa urma să împlinească 7 ani peste 2 săptămâni. Nu a mai apucat să-și serbeze ziua. Șoferița, în vârstă de 56 de ani, a adus sfârșitul copilei. Nu a schițat o secundă că ar vrea să frâneze, iar mașina s-a oprit după ce a rupt stâlpul și l-a spulberat pe cele două fete. Da, nepotul meu. Au ridicat mașina, asta este un joc. Să ruga să fie în viață copilul și copilul de genul. Trupul neînsuflețit al tinerei de 21 de ani este încă la Spitalul Grigore Alexandrescu și urmează să fie dus la Institutul de Medicină Legală. Rudele își plâng copilele, iar la locul tragediei a venit tot cartierul pentru a aprinde o lumânare. Cu toate că șoferița a ajuns într-o intersecție în formă de T, nu a schițat nici măcar că ar vrea să frâneze pentru a vira la dreapta sau la stânga. Acest lucru le ridică semne de întrebare familiilor îndoliate. Nu e vorba de neatenție, este vorba doar de două lucruri. Viteză și amenințare între ei doi. Da, asta este, că altceva nu poate să fie. Sau mai este decât a vrut să se omoare pe ei. Știți că șoferița spune că a încurcat pedale. Nu există asta, haideți să vă spun ceva. Asta este un joc. Cum fac mari interlopi. Că fratele meu îl omora pe respectivul, îi dădea 25 de ani de pușcărie, nu că e crimă. Și lor ce le aduc? De 10 de ani scapă și de 10 face 3-4, nu mi se pare nou și l-am fiat. Cele două familii se pregătesc acum de înmormântări. Doi oameni au murit ieri la Onești ca urmare a unui atac șocant. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Mai spate.
state și negocieri, intervenție în forță a polițiștilor, nu e o știre din America, ci din Onești, județul Bacău. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a decis să-i sechestreze pe cei doi muncitori veniți să execute reparații în apartament. I-a atacat pe muncitori și a refuzat dialogul cu negociatorii. Iar totul s-a sfârșit cum nu se poate mai rău, cu moartea celor doi și rănirea agresorului. Colegul nostru Cristian Cosmanciuc a urmărit întregul caz și are mai multe detalii pentru noi. Cristian, te ascultăm. Bună dimineața! Scenele ireale s-au petrecut într-adevăr într-un apartament din Onești, județul Bacău. Povestea este una de-a dreptul halucinantă. Bărbatul nu mai era proprietarul apartamentului de 12 ani când l-a pierdut în favoarea firmei pentru care lucrau cei doi muncitori. Știind că în incintă aveau loc lucrări de renovare, agresorul a sosit și i-a luat ostateș pe muncitori, cerând drept răscumpărare chiar apartamentul. Tot el a fost cel care a sunat la poliție, iar mai multe echipaje au ajuns la fața locului alături de un negociator. Mai bine de 4 ore au durat discuțiile între cele două părți, timp în care bărbatul de 68 de ani i-a înjunghiat de mai multe ori pe cei doi muncitori. Unul din ei, care avea 36 de ani, a murit pe loc, iar al doilea, de 52 de ani, s-a stins la spital. Când au văzut că agresorul nu cooperează, polițiștii au încercat să demoleze ușa, ulterior trecând chiar focuri de armă cu care l-au rănit pe bărbat în picior. Acesta se află acum la spital, însă când își va reveni, va sta de vorbă cu anchetatorii care i-au deschis deja un dosar penal pentru omor. Soția criminalului se afla și ea în incinta blocului respectiv și a fost arestată de polițiști pentru complicitate la lipsire de libertate. Atât de aici. La revedere! Mulțumim, Cristian! Frumos. Un primar dintr-o comună ieșeană chemat să aplaneze un conflict a fost bătut crunt. Agresorii făceau parte dintr-o familie cărora edilul le construise o casă chiar înainte de sărbători. Violența tinerilor a fost alimentată și de alcool. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scandalul din comuna ieșeană Roșcani a început de la o glumă proastă. Mai mulți tineri certați cu legea s-au cinstit bine și au început să împartă pumni și palme trecătorilor. Lucrurile au degenerat în momentul în care agresorii au intrat în curtea unui localnic și au furat o drujbă. Revoltați, oamenii l-au chemat în ajutor pe primar. Doar că odată ajuns la fața locului, edilul s-a transformat rapid în victimă. Din investigațiile efectuate până în prezent s-a constatat faptul că doi tineri din comuna Roșcani ar fi agresat fizic 5 persoane, tulburând totodată ordinea și liniștea publică și adresând amenințări. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt. Altercația a fost de o violență ieșită din comun. Tinerii l-au lovit cu parul pe primarul care chiar înaintea sărbătorilor le construise o casă. Doar intervenția promptă a poliției a făcut ca totul să nu devină o baie de sânge. Trei dintre agresori au fost reținuți și își vor petrece următoarele 30 de zile după gratii. Un elev de 17 ani din Arad a fost lovit cu pumnul în față, chiar în tramvaiul în care se urcase. Agresorul, un bărbat băut care pretindea că este controlor, s-a enervat după ce tânărul i-a cerut falsului controlor să se legitimeze. I-am zis să coboare jos, fix când se coboare m-a scuipat, după a putut pe el și m-a dat un pumn. Și acum unde e el? S-a dus pe strada aia spre șormile, după că n-am fost atent, s-a dus pe strada aia încolo. Uite-le! Nu. Câți ani ai? 87. 1987. M-am bătat. Și ce probleme ai făcut în tramvai? Nu, înainte. În tramvai, ce probleme ai făcut? A scumat un băiat. Jandarmii au întocmit actele necesare începerii urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe conform codului penal. Sindicaliștii din sănătate au ieșit în stradă să ceară mai mulți bani, atât pentru bugetul Ministerului Sănătății, cât și pentru salarii și sporuri. Săptămâna a debutat cu noi proteste în București, de această dată chiar în fața Palatului Parlamentului. Sindicaliștii vor protesta și astăzi, mai ales că legea bugetului va fi votată în Parlament. Cu vuvuzelele la purtător, sindicaliștii de la Federația Solidaritatea Sanitară au mers în fața Palatului Parlamentului. Lista nemulțumirilor e lungă, dar totul pornește de la bani. Toată lumea ne spune că suntem în linia întâia, suntem frontul. Frontul de regulă e susținut. Cred că nemulțumirea majoră astăzi e ordonanța 226 care a blocat creșterea salarizării personalului auxiliar din sănătate.
Din personalul auxiliar fac parte infirmierele, îngrijitoarele, brancardierii și angajații TESA. Nu vor să ne mai dea banii, în plus ne mai iau și din drepturile de norma de hrană și din alte sporuri. Și noi vrem să ne luăm drepturile mai departe, inclusiv voucherele de vacanță. Dumneavoastră ce lucrați în spital? Sunt economist. Am avut doar sporul de calculator care ni s-a luat. O altă nemulțumire este legată de bugetul alocat anul acesta pentru sănătate. Sindicaliștii cer majorarea sumei, dar și mai multe sporuri. Protestăm pentru creșterea alocării bugetare, care mi se pare înfiorător de mică, pentru acordarea tuturor sporurilor care ni s-au promis și sunt legiferate și nu ni s-au acordat. Pentru că reducerea bugetului are repercusiuni și asupra calității actului medical, pentru că nu vor să se înghețe salariile. Sunt asistent medical, lucrez în terapie intensivă. Care este salariul net pe care îl aveți? Undeva la 5600-5700. Cu sporuri? Sporul la terapie intensivă este de 65% la acolo unde lucrez eu. Alte revendicări țin de siguranța angajaților din sănătate și de introducerea unor noi măsuri de protecție. În plus, sindicaliștii spun că personalul este subdimensionat, iar cei care se îmbolnăvesc nu au cu cine să fie înlocuiți. Epuizarea apare și ea. Se stă de un an de zile, timp de 12 ore, în acel costum pe care l-ați văzut, de protecție. E inuman să stai 12 ore să nu poți ieși afară. Am cerut un normativ, un program de 3 ore, de 4 ore, să-i putem schimba. Nu avem cu cine schimba, când pe o secție ai două asistente. Bugetul alocat Ministerului Sănătății în acest an este de 17,45 miliarde de lei. Sindicaliștii amenință în continuare cu protestele. Celor de la Federația Solidaritatea Sanitară li se va alătura și Sanitas. Cum trebuie folosită o pernă pneumatică în cazul unor intervenții, în cazul incendiilor la înălțime? Ei bine, după tragedia de la Constanța, în care o femeie și-a pierdut viața după ce a sărit de la etajul 6 pentru a scăpa de flăcări, conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Iași, a pregătit o intervenție demonstrativă. În astfel de misiuni, pe lângă autospeciale cu scări, existența unei perne pneumatice este extrem de importantă. Există însă doar 4 astfel de saltele în toată țara. Una dintre ele se află la Iași. A fost cumpărată în 2015 și a costat 180.000 de lei. În cei 6 ani de când este în dotarea ISU Iași, salteaua a fost folosită de cele mai multe ori la acțiuni de salvare a persoanelor care amenințau că se sinucid. Învățător a fost înregistrat în timp ce își înjura elevii. Înregistrările audio au fost publicate de site-ul 7iași.ro și surprind momentele în care dascălul îi înjură și amenință pe copiii de clasa a doua. Înregistrările sunt atribuite unui părinte care a pus un reportofon în ghiozdanul copilului său. Vocabularul deasupra. Păi tu nu auzi, văd, bine, un special de la dracule aici. Uite aici, uite! Păi să nu te împingă, dracu, să scrii. Ați închis lecția, da? Da. Ați închis lecția? Da. Băi! Ce cauți tu acolo, băi? Ce e asta aici? Iar ai închis așa? Băi, tu ce ai în cap, mă? Ce ai în cap, mă? Ce ai în cap? Cum se scrie așa? Ce ai în cap, mă? Spune-mi ce ai în cap, spune-mi, că nu înțeleg! Nu înțeleg! Dacă spune-mi să scrie pe jumătate de pătrățel! Pe jumătate! Tu auzi? Învățătorul a mai fost subiectul unei plângeri depuse de un părinte în 2020. El era atunci acuzat de violență fizică și psihică împotriva unei eleve, dar a scăpat doar cu observație scrisă. Colega noastră, Daria Diaconiuca, a urmărit acest subiect. Bună dimineața, Daria! Daria, ce măsuri va lua inspectoratul după apariția acestor înregistrări?
Bună dimineața! Inspectoratul a solicitat conducerii acestei școli, Mihai Codreanu din Iași, să întocmească o echipă de cercetare disciplinară pentru acest învățător, care, așa cum ați spus și voi, nu este la prima faptă. Prima dintre ele a fost anul trecut, în decembrie 2020, și s-a ales atunci doar cu acea observație scrisă. Acum faptele se par că a fi mult mai grave și vor fi analizate de această comisie disciplinară. De altfel, astăzi o echipă de control de la ISJ Iași va ajunge la această unitate de învățământ, pentru că inspectorul școlar general Genoveva Farcaș a solicitat directorul acestei unități să facă acest aspect. Vor fi analizate toate faptele. Un lucru ar trebui să mai spunem, că el a ajuns practic pe postul de învățător după ce a ieșit la pensie din funcția de director practic a acestei unități școlare și că este pe o catedră de rezervă și doar unitatea școlară poate practic să-l demită, să-i desfacă contractul colectiv individual. Aceste aspecte vor fi analizate de echipa care merge să analizeze și din partea inspectoratului școlar, și cei de la inspectoratul din Iași spun că nu tolerează astfel de acte în unitățile de învățământ asupra elevilor și practic cadrele didactice trebuie să fie foarte atente cum se comportă la ore și vom vedea după această anchetă ce se va întâmpla, dacă învățătorul va mai rămâne acolo să predea sau îi se va desface contractul individual de muncă. Atât de aici, la revedere! Mulțumim frumos, Daria! Cele mai importante băști din România au fost, în urmă cu câteva zile, victimele unor noi atacuri cibernetice. Silviu Stahie, expert în securitate cibernetică, este invitatul nostru de la această oră. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum încearcă hackerii, Silviu, să lase oamenii fără bani? Bună dimineața, bine v-am găsit! În primul rând trebuie să menționăm că băncile și sistemele lor informatice nu au fost afectate de acest incident. În esență, oamenii primesc mesaje din partea atacatorilor, ca și cum ar fi din partea băncilor, punându-i în fața unor urgențe presupuse de închiderea contului sau de finalizarea unei plăți și sunt îndrumați să-și introducă datele personale într-un site care seamănă foarte mult cu cel al băncii. În esență, ei oferă datele de logare în sistemul bancar atacatorilor. Deci care sunt cele mai, Silviu, care sunt cele mai frecvente metode pe care le folosesc hackerii? Cum se numesc acestea? În general, cea mai populară este phishing, acela de încearcă să pescuiască, ca să spunem așa, datele utilizatorilor. Există și alte metode, cum sunt cele de SIM swapping sau de înlocuirea SIM-ului, cum au fost cazurile de acum câteva săptămâni cu vedete care și-au găsit conturile compromise, conturile bancare. Și, în general, toate acestea de inginerie socială, de compromitere a datelor utilizatorilor prin rețelele de socializare. Silviu, apropo de asta, totuși ce vizează? Doar banii sau și baza de date ale, bazele de date ale clienților? Și să ne mai spui, te rog, eu ca simplu cetățean, cum mă pot proteja de aceste pericole de pe internet? Este greșit să ne gândim că dacă nu avem nimic în cont sau dacă considerăm că noi nu avem nimic de pierdut. A fost un caz chiar acum câteva săptămâni cu o persoană care și-a pierdut accesul la contul bancar, iar atacatorii au descoperit că nu avea niciun leu în cont. Contul a fost folosit apoi pentru depozitare de bani, cu care atacatorii au cumpărat criptomonede folosind practic acea persoană, acea victimă, ca o metodă de spălare de bani. Ca persoane, ca utilizatorii normali, avem mai multe unelte. În general, băncile ne pun la dispoziție toate uneltele ca să fim în siguranță. Trebuie doar să avem răbdarea să le folosim. Asta înseamnă să folosim autentificări în mai mulți pași, să avem SMS-uri setate pentru bănci, să avem grijă să nu ne autentificăm în sisteme bancare în rețele publice de internet, cum ar fi Wi-Fi într-o cafenea, de exemplu, și să folosim soluții de protecție pe dispozitivele noastre.
Silviu, la ce ar trebui să fim atenți pentru a nu cădea victime unor astfel de infractori? Da. Trebuie să ținem minte întotdeauna că mesajele și, că, mă scuzați, că băncile și instituțiile financiare în general nu trimit mesaje clienților prin care le cer să interacționeze cu sistemele lor informatice. Nu ne vor cere niciodată să ne completăm datele personale pe internet. Odată ce ținem minte acest detaliu, vom reuși să filtrăm imediat toate aceste mesaje care vin de la atacatori și care încearcă să ne îndrume să ne dezvăluim singuri datele de logare în sistemele bancare. Dar mă gândesc că ei schimbă mereu metodele, nu-i așa, pentru a nu fi prinși. Și e greu să-i prindem totuși? Da, devine un pic mai dificil pe măsură ce trece timpul. În trecut, genul acesta de mesaje erau pline de greșeli gramaticale sau de ortografie și erau ușor de depistat. Noile mesaje pe care le-am observat săptămâna trecută reflectă un nivel mult mai mare de sofisticare, nu mai au greșeli și folosesc inclusiv adrese care imită, impersonează domeniul băncii. Atâta timp cât, am spus, ține minte că băncile nu ne cer aceste date niciodată online, în cel mai rău caz ne îndreaptă către aplicația lor de pe telefoane sau de pe online sau în sucursală, ar trebui să fim în siguranță. Nu vă completați niciodată datele pe site-uri, mai ales cele de pentru bănci sau pentru alte instituții financiare. Și Silviu, am mai avea și o ultimă întrebare, de această dată adresată părinților mai degrabă, sfatul. Cum îmi pot proteja copiii de aplicațiile periculoase? La fel ca și la bănci, și cei care fac dispozitive mobile ne oferă foarte multe unelte pentru a ne proteja copiii. Dacă investim un pic de timp în a face noi aceste modificări pe dispozitivele copiilor, îi putem proteja foarte ușor. Controlul parental este o altă dispoziție care există și pe toate sistemele de operare. Trebuie doar să investim un pic de timp și să le setăm pentru prima oară și în general copiii vor fi în siguranță. Și soluțiile de securitate existente, deci nu doar sistemele de operare, oferă genul acesta de protecție. Blochează site-urile nepotrivite, blochează instalările, blochează plățile. Uneltele există, trebuie doar să fim dispuși să le folosim. Mulțumim frumos pentru intervenție. Social media dezvoltă din ce în ce mai multe meserii și campanii de la un an la celălalt. Ce presupune a fi un nano-influencer ori un macro-influencer și cum puteți obține sume fabuloase de bani din promovări și campanii, vedem imediat la IT Arena, alături de colega noastră Bianca Iordache. Bun găsit tuturor! Toată lumea vrea să câștige banii social media, dar nu toată lumea poate să adune 10.000 de fani. Și atunci putem oare să câștigăm ceva dacă avem câteva sute sau câteva mii de followers? Valorează oare ceva un micro-influencer? Răspunsul Adelinei este da, dar nu singur, ci alături de alte sute sau mii de micro-influenceri. Bună, Adelina! Bună și mulțumesc pentru invitație! Îți mulțumesc și eu că ai venit. Spune-mi că tu ai venit de curând cu un model de business care valorifică orice prezență în social media. Exact. Să știi că social media face parte astăzi din viața noastră mai mult decât oricând, indiferent de vârsta pe care o avem sau de unde locuim, la oraș sau la țară. Ba chiar fiecare rețea de socializare s-a specializat în a îndeplini anumite nevoi pe care le avem și am adus aici o piramidă a lui Maslow, unde pornim de la nevoile de bază, cum ar fi semnalul la telefon sau Wi-Fi-ul și informații despre vreme, până la nevoi de securitate, cum ar fi e-mail-ul, nevoi de apartenență, cum ar fi Facebook, Twitter sau WhatsApp, stima de sine reprezentată extraordinar de bine de imagine de pe Instagram și, nu în ultimul rând, pe zona treapta cea mai înaltă de autorealizare, avem partea de LinkedIn, de Pinterest, nu, rețele sociale mai elevate.
Astăzi în România social media este un fenomen și am adus câteva cifre de la cei de la Zelist care monitorizează mediul online și care ne spun că la sfârșitul lunii ianuarie erau peste 12 milioane de utilizatori de Facebook. Pe partea de Instagram aproape 4,7 milioane. Apropo de Instagram, folosim foarte des noțiunile de macro-influencer și micro-influencer. Care exact. Este diferența totuși? Ei bine, mai mult decât atât există și nano-influenceri. Și nano-influenceri. Pentru că fiecare dintre noi este un influencer în viața de zi cu zi. Suntem influencer în grupul nostru de prieteni. Așa că pentru în industrie, pentru a-i departaja, am spus așa că până în jurul a 10.000 de followers se numesc nano-influenceri. Peste 10.000 de followers, fani activi sunt micro-influenceri, iar bineînțeles vedetele, persoanele active în social media cu grupuri de sute de mii de fani, ba chiar milioane de fani, ajung să fie numiți big influencers. Perfect. Cum reușești ca un nano-influencer, așadar o persoană care are sub 10.000 de urmăritori, să obțină campanii foarte ambițioase? Ei bine, ceea ce facem noi este să valorificăm ceea ce se întâmplă în mod natural în viața de zi cu zi și anume bazul. Vedem că din ce în ce mai mulți oameni sunt influențați în decizia lor de achiziție de aceste recomandări făcute de prieteni, familie, colegi. Dar hai să mai vedem puțin ce se întâmplă pe partea de bază. Uite, spun studiile că 55% din oameni oferă cel puțin o recomandare spontană de brand pe săptămână, fără să fie implicați comercial. Pur și simplu, în momentul în care noi povestim la birou ce nuanță mi-am făcut de vopsea, recomand și vopseaua respectivă. Femeile sunt cu 22% mai dispuse să recomande produse și să fie să se bazeze pe recomandări mai mult decât bărbații. Deci, iată, noi suntem mai influențate de aceste recomandări. Iar 48% sunt dispuși să recomande un produs după ce au avut o experiență plăcută cu el. Când vorbim de social media, vorbim de bani, vorbim și de câștiguri, cât sau ce anume poate să câștige un nano-influencer și până la ce sumă poate ajunge un macro-influencer oare? Un macro-influencer, ca să răspund la partea ușoară a lucrurilor, poate să câștige extrem de mult, atâta vreme cât aduce valoare adăugată unui brand sau unei companii pe care o promovează. În schimb, nano și micro-influencerii mai degrabă sunt atrași de dorința de a-și exprima punctul de vedere, de a testa cele mai noi produse din piață și mai puțin de câștigul financiar. Cei care participă în campaniile noastre au ca beneficiu principal faptul că sunt printre primii care testează produse și servicii nou lansate pe piață, le primesc în mod gratuit acasă pentru a-și exprima opinia și fac asta în confortul propriei lor case. Și pot chiar să păstreze ceea ce primesc? Și pot să păstreze ceea ce primesc. Sunt campanii care conțin produse de larg consum, de la detergenți la produse alimentare, spre exemplu, dar și campanii cu produse mai scumpe, cum ar fi obiecte electrocasnice, unde, într-adevăr, și munca depusă trebuie să fie ceva mai mare pentru a le testa, pentru că primesc anumite provocări. De exemplu, pentru un aspirator, ei trebuie să facă niște teste acasă să vadă dacă funcționează, dacă anumite, eu știu, tipuri de mizerie poate fi strânsă cu respectivul aspirator. Ceea ce noi facem este să susținem acest tip de comunicare prin vocea Vox Populi, oameni autentici care testează produsul acasă și își împărtășesc experiențele efectiv din procesul de testare. Atât din IT Arena, ne revedem și mâine! Ieri, parcă iarna dădea semne că ar vrea să se întoarcă după două zile de primăvară. Ce anotimp va fi astăzi, primăvară sau iarna, aflăm chiar acum de la colega noastră Lili Braga. Lili, te ascultăm! Bună dimineața! Meteorologii spun că vremea se încălzește tot mai mult în aceste zile. La mijlocul săptămânii va fi chiar foarte cald pentru această perioadă. Deocamdată, în această dimineață vedem că persistă atmosfera închisă în zonele joase din sud și din sud-est. Mai sunt nori și izolat poate ploua slab. În restul țării cerul este variabil și va fi așa tot restul zilei. Încălzirea vremii se simte în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în nord-est și în regiunile de deal și de munte. La mijlocul zilei vor fi temperaturile cele mai ridicate de astăzi, între 5 și 15 grade.
Și în București persistă înnorările în această dimineață, dar pe timpul zilei vom avea parte de soare și vom simți cum vremea se încălzește și aici. Maxima termică ajunge astăzi la 10 grade. Mai mult soare vom avea miercuri și joi și temperaturile continuă să crească. Joi vremea devine chiar deosebit de caldă pentru data din calendar, vor fi atunci 18 grade. Cam atât deocamdată, Irina, Daniel. Clujenii mai au de așteptat până când vor avea metrou. Proiectul s-a împotmolit chiar înainte de a începe. Care este problema care ține pe loc metroul clujean, aflăm imediat după publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. 4 ore de negocieri eșuate la Onești între polițiști și un bărbat de 68 de ani care își pierduse apartamentul prin executare silită. Agresorul i-a omorât pe muncitorii veniți să repare instalația electrică și a sfârșit împușcat în picioare de către oamenii legii. Incendiu uriaș în Prahova la o fabrică de prelucrare a vopselelor. Doi bărbați sunt în stare gravă, având arsuri de gradul 3 și 4 pe 60% din suprafața corpului. Un elev de 17 ani din Arad a fost bătut în tramvai de un bărbat băut care spunea că este controlor. Conflictul a început după ce tânărul i-a cerut să se legitimeze. Și județele Cluj, Maramureș și Timiș au reintrat în scenariul roșu din cauza numărului tot mai mare de cazuri noi de COVID-19. Vor merge la școală doar elevii din clasele primare și copiii de la grădiniță. Restaurantele, cinematografele și sălile de jocuri se închid din nou. Cum pot să scap de vizitele dese la stomatolog? Bineînțeles, cu ajutorul tehnologiei. Aflăm mai multe de la colega noastră, Luciana Indre, la Sănătate cu Stil. Bună dimineața! Tehnologia ne scurtează vizitele la stomatolog. Cu ajutorul inteligenței artificiale, dentiștii realizează acum amprentarea, manufacturarea și cimentarea unei lucrări într-o singură ședință. Totul se desfășoară cu o precizie robotică, iar rezultatul este superior calitativ, dar și estetic. Cu acest aparat, care se numește scanner intraoral, vom înregistra amprenta digitală. Prin acest orificiu este o cameră, da, care va înregistra 50.000 de imagini pe secundă, iar pe ecran va apărea amprenta sau dinții pacientului. Așa se face amprentarea digitală a arcadelor dentare și a mușcăturii. Când scanarea este gata cu ajutorul softului, este realizat designul viitoarei coroane. Acum trasăm marginile preparației, adică marginile unde se va opri coroana. Iar pe baza acestor desene care noi le facem în acest soft, softul va sugera un design pentru coroană. Pe baza acestei sugestii se va realiza un mulaj cu o precizie uimitoare. Lucrarea astfel obținută este trimisă apoi către mașina de frezaj, care va sculpta dintr-un cub de zirconiu, ceramică sau compozit, restaurarea sau coroana pacientului. Ce vedeți în imagine este mașina de frezaj. Aici sunt două motoare care au fiecare două freze, care practic vor freza, vor sculpta, practic acesta este cuvântul, din acest cub de material, coroana noastră care am amprentat-o. Da? Vom apăsa start, iar mașina va începe să manufactureze acest element. Principalul avantaj este timpul redus petrecut în cabinet, dar specialiștii spun că vorbim și despre un grad mai ridicat al preciziei și esteticii lucrării. Un alt beneficiu major este acuratețea cu care putem să realizăm aceste coroane. Practic, prin scanarea digitală și prin realizarea digitală și frezată a coroanei, adaptarea acesteia la nivelul preparației, la nivelul dintelui, este de ordinul micronilor, este aproape perfectă. Ajustările care trebuie să le facem intraoral după aplicarea coroanei în mușcătură sau în raport cu dinții vecini sunt minime. Procedura poate fi folosită pentru executarea mai multor tipuri de lucrări dentare, de la coroane și încrustații până la fațete sau punți dentare. Unora le plac mâncărurile exotice. Tu ai încercat vreodată pizza cu ciocolată și flori comestibile?
Nu, dar colega noastră Bianca Iordache este pe cale să încerce o astfel de pizza. Bianca, poftă mare. Bianca, a rămas fără cuvinte, Daniel. Elucidează-ne, te rog. Bună dimineața tuturor, așa este, vă promit că o să vă păstrez și vouă, pentru că poate cu o floare nu se face primăvară, dar cu mai multe flori din ciocolată, cu siguranță primăvara noastră e mult mai frumoasă. Așa că l-am alături pe șef Alin Pavel, care ne prepară o delicatesă. Bună dimineața! Da, astăzi o să prepar o pizza cu niște bombonele, ciocolată, de asemenea fără comestibile. O putem numi pizza surpriză a primăverii, aș spune. Da, 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 pizza volare, așa îi spune, că este o pizza mai veselă, așa, mai pentru copii, se servește în general ca și desert. Bun. Care sunt pașii de urmat? Întâi începem cu aluatul, bineînțeles. Cu aluatul, pregătim aluatul. Ok. Aluatul pe care trebuie să-l întindem acum, da? Da, aluatul care să-l punem la cuptor alb. Întâi îl coacem și după aceea punem ciocolată și bomboane și florile comestibile și puține banane. De asemenea, putem să lucrăm și cu... Putem să combinăm cu mai multe fructe, cum ar fi zmeură pentru cei de acasă sau căpșuni. Exact asta urma să te întreb. Văd mai multe ingrediente aici, în partea de jos. Avem bomboane de ciocolată, nu? Da, bomboane de ciocolată, flori comestibile, ciocolată și banane, ceea ce o să folosim noi acum. Wow! Deci asta voi mânca eu? Florile acestea de aici, care par atât de reale? Dar, da, da? Sunt comestibile, da. Ce flori sunt acestea? Îmi poți spune? Știu doar că sunt flori comestibile. Flori comestibile și atât. Flori de primăvară. Flori de primăvară, da, exact. Bun, am pus aluatul la cuptor. Acum trebuie să așteptăm. Ce trebuie să facem? Să așteptăm 2 minute până se face aluatul. După care o să punem ciocolata, bananele, florile comestibile și, bineînțeles, bombonelele acestea, viu colorate. Cât durează tot procesul acesta? Spunem doar cât mai am eu de așteptat, că nu mai suport așteptarea asta, crede-mă. Deja a început să crească aluatul. Da. Acum îl întorci. Da. 2-3 minute mi-ai spus, nu? Cam atât ar dura. Bun. Câte pizza comandă oamenii în perioada aceasta de astfel de pizza de ciocolată? Nu se comandă foarte des, tocmai din cauza că este o pizza desert. Putem alege, de exemplu, să umplem blatul acela, dacă îl facem pufos, nu știu, să-i mai adăugăm o umplutură de desubt sau printre aluat? Da, se poate adăuga o umplutură, dar nu ca desert. Se poate umple cu... Putem adăuga marmeladă, putem să o facem mult mai dulce, fructe confiate, ori compot. Exact. Da? Da, da, se poate. Spuneai mai devreme că este preferata copiilor pizza aceasta. Da, pentru că este dulce. Și de când ai început să faci o asemenea pizza cu flori, cu ciocolată, cu trandafiri? Cu pizza poți să diversifici oricând. Poți să... numai puțin? Perfect. Îți mulțumesc tare mult, Alin. Noi mai stăm pe aici, pregătim pizza și ne întoarcem curând la voi, înapoi. Mulțumim, Bianca. Locuitorii din Cluj, da. Eu vreau să merg mai departe, pentru că nu vreau să mai gândesc la pizza aia, pentru că mi se pare ciudat acum, dar poate că copilul din mine va fi foarte încântat. Cu siguranță, de flori. Bun, deci, cum spuneam, în Cluj mergem, sau mergem către Cluj, acolo unde se așteaptă de an bun construirea metroului pentru a fluidiza traficul din oraș. Dar se pare că locuitorii mai au de așteptat, proiectul s-a împotmulit chiar înainte de a începe. Problema ar fi un drob de sare. Specialiștii au descoperit că pe traseul stabilit la marea adâncime se găsesc zăcăminte de clorură de sodiu. Dacă termenul inițial pentru metroul din Cluj era 2025, acum cel mai optimist termen de finalizare este 2032. Conform declarațiilor vicepreședintelui Comisiei Europene, Margaritis Schinas, Comisia Europeană va prezenta pe 17 martie un pachet de măsuri pentru ridicarea restricțiilor impuse de pandemie. Proiectul va include și propunerea privind pașapoartele verzi digitale. Acest document nu va fi opțional și va avea la bază tratatele europene și libertatea de circulație din Uniunea Europeană. Pașaportul va arăta dacă titularul său a fost sau nu vaccinat anti-COVID-19, rezultatele la testele de la COVID-19 efectuate sau dacă a trecut printr-o infecție cu noul coronavirus.
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru corupție și trafic de influență. Un tribunal din Paris a stabilit însă că va sta după gratii doar 12 luni. Decizia nu este una definitivă și poate fi atacată cu apel. Fostul șef al statului este acuzat că ar fi corupt un magistrat. I-ar fi oferit judecătorului un post în Monaco, în schimbul unor informații cu privire la o anchetă financiară în care era implicat. Sarkozy nu va fi primul președinte francez condamnat penal. Jacques Chirac a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri. Acuzații de hărțuire sexuală la adresa guvernatorului statului New York, Andrew Cuomo. În vârstă de 63 de ani și aflat la al treilea mandat în fruntea celui mai important stat american de pe coasta de est, guvernatorul a reacționat prompt. A fost doar un banal flirt, spune acesta. Tânăra consiliera guvernatorului a povestit presei că în iunie anul trecut șeful ei a spus din senin că este deschis legăturilor cu femei de 20 de ani și a întrebat-o ce părere are despre o astfel de diferență de vârstă. Cu doar câteva zile în urmă, o altă fostă consilieră a guvernatorului new-yorkez a scris pe un blog că a fost hărțuită an la rând de acesta și că șeful ei obișnuia să o sărute cu forța. Aceasta a fost a doua oră de Focus la prima oră. Dar ne revedem în scurt timp. La pentru o nouă oră, da. Ne găsiți până atunci pe Facebook și pe Instagram Focus la prima oră și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Rămâneți alături de noi. Ne scrie Bianca aici că vrem sau nu vrem pizza. Oare cu ciocolată. Oare era cu panseluțe? Că panseluțele sunt parcă din belșug. Nu sunt nevoia. Probabil. Doamnelor și domnilor, este, iată, nouă fix. Haideți să vedem care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. Incendiu uriaș în Prahova la o fabrică de prelucrare a vopselelor. Doi bărbați sunt în stare gravă, având arsuri de gradul 3 și 4 pe 60% din suprafața corpului. 4 ore de negocieri eșuate la Onești între polițiști și un bărbat de 68 de ani care își pierduse apartamentul prin executare silită. Agresorul i-a omorât pe muncitorii veniți să repare instalația electrică și a sfârșit împușcat în picioare de către oamenii legii. Ampla anchetă de ICOT la Opera Națională din Iași. Procurorii vorbesc despre un grup infracțional organizat care ar fi prejudiciat bugetul statului cu 5 milioane de lei. Directoarea operei a fost plasată sub control judiciar. Județele Cluj, Maramureș și Timiș au reintrat în scenariu roșu din cauza numărului tot mai mare de cazuri noi de COVID-19. Vor merge la școală doar elevii din clasele primare și copiii de la grădiniță. Restaurantele, cinematografele și sălile de jocuri se închid din nou. Incendiu de proporții în Prahova la o fabrică de vopsele. Doi bărbați sunt în stare critică. Victimele au suferit pe 60% din suprafața corpului arsuri. Colega noastră, Eliza Baidat, are mai multe detalii. Eliza, bună dimineața. În ce stare sunt victimele? Bună dimineața! Cei doi bărbați care au fost cuprinși de flăcări în vârstă de 53 respectiv 59 de ani au ajuns în stare gravă de urgență la UPU Ploiești. Aceștia au suferit arsuri de gradul 3 și 4 pe o suprafață uriașă a corpului de peste 60%. Ambii aveau la o primă evaluare căile aeriene superioare afectate. Ministerul Sănătății anunța încă de aseară că ia în calcul ca cei doi să fie transferați în străinătate, pentru că la noi în țară mari arși au șanse minime de supraviețuire. Victimele au fost cuprinse într-un incendiu de la o fabrică ce producea produse de mințiței. O hală de 700 de metri pătrați ars ca o torță, iar pompierii s-au chinuit mai bine de 2 ore să lichideze incendiul. În împrejurim nu se află locuințe, iar incendiul nu s-a extins, însă totuși exista o posibilitate să se producă o explozie, deoarece în apropiere erau depozitate 20 de tone de combustibil. Urmează să se afle exact și care a fost cauza care a produs acest incendiu. Atât de aici, la revedere! Mulțumim frumos, Eliza. Un primar din județul Iași a fost bătut în plină stradă chiar de către cei cărora edilul le construise o casă. Cum de s-a ajuns la bătaie și de ce agresorii s-au supărat pe primar, aflăm în câteva clipe la Focus la prima oră.
Zeci de percheziții ieri ale procurorilor DICOT în capitala Moldovei, într-un dosar care vizează mai multe nereguli la operă. În urma acțiunilor desfășurate de oamenii legii, directoarea instituției, Beatrice Rancea, a fost plasată astăzi sub control judiciar alături de alte 10 persoane. Prejudiciul adus statului în acest caz este estimat la 5 milioane de lei. Cum comentați? Potrivit surselor din anchetă, membrii grupului condus de managerul instituției culturale au acționat alternativ în Iași, dar și în capitală, pentru a obține sume mari de bani din subvențiile și alocările de la bugetul Ministerului Culturii. Procurorii vorbesc despre un prejudiciu de 5 milioane de lei. Sperăm să facă dreptate de foarte mulți ani chiar. Nu știm ce exact au urmărit în această acțiune. Am făcut nenumărate sesizări, în urma cărora a venit și un cort de control. Ministrul, domnul Bogdan Gheorghiu, a considerat că trebuie să-l termine către parchete. Eram cu toții în așteptare, ne gândeam că trebuie să se întâmple ceva. În urma perchezițiilor, 14 persoane au fost conduse la audieri. Femeia care a produs accidentul din cartierul Andronache și care a dus la moartea două copile s-ar fi urcat de la volan cu alcoolemie de 0,67 în sânge. Femeia vinovată de producerea tragediei a fost reținută aseară. Șoferița a fost audiată în urmă cu scurt timp la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2 și așa s-a dispus măsura arestării pentru 24 de ore. Acest lucru înseamnă că cel târziu mâine vom avea și o sentință finală în acest caz. Ei bine, dacă în fața anchetatorilor femeia a declarat că a încurcat pedala de accelerație cu frâna, ei bine, acest lucru a făcut ca impactul să nu mai poată fi evitat. Raisa urma să împlinească 7 ani peste 2 săptămâni. Nu a mai apucat să-și serbeze ziua. Șoferița în vârstă de 56 de ani a adus sfârșitul copilei. Nu a schițat o secundă că ar vrea să frâneze, iar mașina s-a oprit după ce a rupt stâlpul și l-a spulberat pe cele două fete. Da, nepotul meu. Au ridicat mașina, asta este un joc. Să ruga să fie în viață copilul și copilul de genera. Trupul neînsuflețit al tinerei de 21 de ani este încă la Spitalul Grigore Alexandrescu și urmează să fie dus la Institutul de Medicină legală. Rudele își plâng copilele, iar la locul tragediei a venit tot cartierul pentru a aprinde o lumânare. Cu toate că șoferița a ajuns într-o intersecție în formă de T, nu a schițat nici măcar că ar vrea să frâneze pentru a vira la dreapta sau la stânga. Acest lucru le ridică semne de întrebare familiilor îndoliate. Nu e vorba de neatenție, este vorba doar de două lucruri. Viteză și amenințare între ei doi. Da, asta este, că altceva nu poate să fie. Sau mai este decât a vrut să se omoare pe ei. Știți că șoferița spune că a încurcat pedale. Nu există asta, haideți să vă spun ceva. Asta este un joc. Cum fac mari interlopi. Că fratele meu îl omora pe respectivul, îi dădea 25 de ani de pușcărie, nu că e crimă. Și lor ce le aduc? Cele două familii se pregătesc acum de înmormântări. Grav accident într-o intersecție din Timișoara. Un microbuz s-a răsturnat. Și s-a oprit în gardul unei case după ce o altă mașină a intrat în autoutilitarea de transport. Impactul a fost surprins pe camerele de supraveghere. Imaginile ați văzut ceva mai devreme. Pe imagini, de altfel, se vede cum șoferul mașinii care a intrat în autobuz a trecut cu viteză pe roșu. Cei doi șoferi și un pasager au fost răniți și au fost duși la spital pentru îngrijiri. Din fericire, niciun pieton nu trecea prin zonă în acel moment. O stateș, negocieri, intervenție în forța a polițiștilor și nu este o știre din America, ci din Onești, județul Bacău. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a decis să-i sechestreze pe cei doi muncitori veniți să execute reparații în apartament. I-a atacat pe muncitori și a refuzat dialogul cu negociatorii. Iar totul s-a sfârșit cum nu se poate mai rău, cu moartea celor doi și rănirea agresorului. Colegul nostru, Cristian Cosmanciuc, a urmărit acest caz și vine cu noi detalii. Cristian, te ascultăm. Bună dimineața! Scenele îngrozitoare s-au petrecut, într-adevăr, într-un apartament din Onești, județul Bacău. Bărbatul nu mai era proprietarul apartamentului de 12 ani, când l-a pierdut în favoarea firmei la care lucrau cei doi muncitori. Știind că în incintă aveau loc lucrări de renovare, agresorul a sosit și i-a luat ostatici pe muncitori, cerând drept răscumpărare chiar apartamentul. Tot el a fost cel care a sunat la poliție, iar mai multe echipaje au ajuns la fața locului alături de un negociator.
Mai bine de 4 ore au durat discuțiile între cele două părți, timp în care bărbatul de 68 de ani i-a înjunghiat de mai multe ori pe cei doi muncitori. Unul din ei, care avea 36 de ani, a murit pe loc, iar al doilea, de 52 de ani, s-a stins la spital. Când au văzut că agresorul nu cooperează, polițiștii au încercat să demoleze ușa, ulterior trăgând chiar și focuri de armă cu care l-au rănit pe bărbat în picior. Acesta se află acum la spital, însă când își va reveni, va sta de vorbă cu anchetatorii care i-au deschis deja un dosar penal pentru omor calificat. Soția criminalului se afla și ea în incinta blocului respectiv și a fost reținută de către polițiști pentru complicitate la luare de libertate. Atât de aici. La revedere! Mulțumim tare mult! Există o vorbă românească, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Din păcate, i s-a întâmplat asta primarului din comuna Ieșeană, Roșcan, care a fost bătut în plină stradă de mai mulți tineri certați cu legea, cărora le construise o casă chiar înainte de sărbători. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scandalul din comuna Ieșeană, Roșcan, a început de la o glumă proastă. Mai mulți tineri certați cu legea s-au cinstit bine și au început să împartă pumni și palme trecătorilor. Lucrurile au degenerat în momentul în care agresorii au intrat în curtea unui localnic și au furat o drujbă. Revoltați, oamenii l-au chemat în ajutor pe primar. Doar că odată ajuns la fața locului, edilul s-a transformat rapid în victimă. Din investigațiile efectuate până în prezent s-a constatat faptul că doi tineri din comuna Roșcan ar fi agresat fizic 5 persoane, tulburând totodată ordinea și liniștea publică și adresând amenințări. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt. Altercația a fost de o violență ieșită din comun. Tinerii l-au lovit cu parul pe primarul care chiar înaintea sărbătorilor le construise o casă. Doar intervenția promptă a poliției a făcut ca totul să nu devină o baie de sânge. Trei dintre agresori au fost reținuți și își vor petrece următoarele 30 de zile după gratii. Sindicaliștii din sănătate au ieșit în stradă să ceară mai mulți bani, atât pentru bugetul Ministerului Sănătății, cât și pentru salarii și sporuri. Săptămâna a debutat cu noi proteste în București, de această dată chiar în fața Palatului Parlamentului. Sindicaliștii vor protesta și astăzi, mai ales că legea bugetului va fi votată în Parlament. Cu vuvuzelele la purtător, sindicaliștii de la Federația Solidaritatea Sanitară au mers în fața Palatului Parlamentului. Lista nemulțumirilor e lungă, dar totul pornește de la bani. Toată lumea ne spune că suntem în linia întâia, suntem frontul. Frontul de regulă e susținut. Cred că nemulțumirea majoră astăzi e ordonanța 226, care a blocat creșterea salarizării personalului auxiliar din sănătate. Din personalul auxiliar fac parte infirmierele, îngrijitoarele, brancardierii și angajații TESA. Nu vor să ne mai dea banii, în plus ne mai iau și din drepturile de norma de hrană și din alte sporuri. Și noi vrem să ne luăm drepturile mai departe, inclusiv voucherele de vacanță. Dumneavoastră ce lucrați în spital? Sunt economist. Am avut doar sporul de calculator care ni s-a luat. O altă nemulțumire este legată de bugetul alocat anul acesta pentru sănătate. Sindicaliștii cer majorarea sumei, dar și mai multe sporuri. Protestăm pentru creșterea alocării bugetare, care mi se pare înfiorător de mică, pentru acordarea tuturor sporurilor care ni s-au promis și sunt legiferate și nu ni s-au acordat. Pentru că reducerea bugetului are repercursuri și asupra calității actului medical, pentru că nu vorim să se înghețe salariile. Sunt asistent medical, lucrez în terapie intensivă. Care este salariul net pe care îl aveți? Undeva la 5600-5700. Cu sporuri? Alte revendicări țin de siguranța angajaților din sănătate și de introducerea unor noi măsuri de protecție. În plus, sindicaliștii spun că personalul este subdimensionat, iar cei care se îmbolnăvesc nu au cu cine să fie înlocuiți. Epuizarea apare și ea. Se stă de un an de zile, timp de 12 ore, în acel costum pe care l-ați văzut, de protecție. E inuman să stai 12 ore să nu poți ieși afară. Am cerut un normativ, un program de 3 ore, de 4 ore, să-i putem schimba. Nu avem cu cine schimba când pe o secție ai două asistente.
Bugetul alocat Ministerului Sănătății în acest an este de 17,45 miliarde de lei. În ziua în care legea va intra la vot, sindicaliștii amenință în continuare cu protestele. Celor de la Federația Solidaritatea Sanitară li se va alătura și Sanitas. Un învățător a fost înregistrat în timp ce își înjura elevii. Înregistrările audio au fost publicate de site-ul 7iași.ro și surprind momentele în care dascălul îi înjură și îi amenință pe copiii de clasa a doua. Înregistrările sunt atribuite unui părinte care a pus un reportofon în ghiozdanul copilului său. Vocabularul deasupra. Păi tu nu auzi, bă, bine, sunt special, bine, la dracule aici, uite aici, uite! Păi să nu te împingă, dracu, să scrii. Ați închis lecția, da? Da. Ați închis lecția? Bă! Ce cauți tu acolo, bă? Ce-i asta aici? Iar ai închis așa? Băi, tu ce ai în cap, mă? Ce ai în cap, mă? Ce ai în cap? Cum se scrie așa? Ce ai în cap, mă? Spune-mi ce ai în cap, spune-mi, că nu înțeleg! Nu înțeleg! Dacă spune-mi să scrie pe jumătate de pătrățe! Pe jumătate! Tu auzi? Măi, auzi? Învățătorul a mai fost subiectul unei plângeri depuse de un părinte în 2020. El era atunci acuzat de violență fizică și psihică împotriva unei eleve, dar a scăpat doar cu o observație scrisă. Colega noastră, Daria Diaconiuc, are toate informațiile despre acest caz. Daria, poți să ne spui, bună dimineața, ce măsuri va lua inspectoratul? Bună dimineața, da, cu siguranță inspectoratul nu va fi pasiv la ceea ce se întâmplă. Mai mult a recomandat directorului unității școlare ca să meargă să verifice ceea ce se întâmplă, pentru că e nevoie de o comisie de disciplină care să analizeze în amănunt toate aceste fapte. Și mai mult, astăzi o echipă de control de la Inspectoratul Școlar Județean Iași va merge la școala gimnazială Mihai Codreanu, pentru că, da, așa cum ați spus și voi, acest învățător, Constantin Șerban, este la prima abatere. Și dacă prima dată a fost vorba doar de observație scrisă pentru acea abatere din decembrie 2020, iată că acum vor fi mai multe cercetări. Cadrul școlar, cadrul didactic este acolo ca un pensionar pe un post de rezervă, mai bine spus. El a fost și director al acestei unități școlare și iată că după pensionare a fost angajat de unitatea școlară. Și nu am spus întâmplător acest aspect pentru că decizia finală va fi luată de unitatea care l-a angajat, pentru că asta este legislația în România. Inspectoratul școlar poate doar să sesizeze conducerea și poate să trimită un corp de control, o echipă care să controleze situația, nefiind la prima abatere, și recomandă inspectorul școlar general din Iași, Genoveva Farcaș, ca să nu existe astfel de situații în unitățile de învățământ și copiii să nu fie tratați în astfel de momente, în astfel de situații, să nu fie abuzați psihic sau moral, și spune că va cere chiar ca el să nu mai profeseze acolo, să îi se închidă practic contractul individual de muncă. Acel contract va putea să înceteze doar dacă toate aceste fapte se vor dovedi și unitatea de învățământ, conducerea, va lua această decizie. Atât de aici, la revedere! Mulțumim frumos pentru lămuriri, Daria. Bugetul statului a fost dezbătut ieri de parlamentari după multe zile și ore de discuții și certuri în comisiile parlamentare. Forma inițială a legii propusă de guvern nu a fost modificată, așa cum își doreau socialdemocrații. Colega noastră, Alexandra Popescu, vine cu toate amănuntele. Te ascultăm. Au fost dezbateri extrem de tensionate în ședința plenului reunit al Parlamentului. Socialdemocrații au scandat în timpul ședinței alocații, pentru că vor dublarea alocațiilor în acest an, și de asemenea au adus păpuși în formă de bebeluși pe care le-au fluturat în timpul ședinței, le-au dus chiar la tribuna de unde vorbea Florin Câțu, dar și la tribuna unde stă președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. De asemenea, din partea liberalilor au fost aplauze pentru Florin Câțu. Premierul a spus că este mândru de acest buget și că îl onorează funcția de prim-ministru. De asemenea, au adus acuzații grave socialdemocraților, pe cărora a spus că au furat în toți acești ani din buget, și le-a spus că în acest fel, anul acesta, va elimina mafia PSD-istă din administrație.
Pe de altă parte, socialdemocrații, prin vocea lui Marcel Ciolacu, l-au acuzat pe premier că este un mincinos patologic și de asemenea l-au jignit chiar și pe Ludovic Orban, căruia i-au spus că este ultimul brontozaur din Parlament. Acuzații dure, așadar, iar Ludovic Orban a fost chiar nevoit să intervină de mai multe ori pe parcursul ședinței ca să liniștească spiritele, pentru că totul deja începuse să degenereze în timpul ședinței. Trei județe din vestul țării au reintrat în scenariul roșu din cauza numărului tot mai mare de infectări cu SARS-CoV-2 din ultimele zile. Medicii vorbesc despre ceea ce ne temeam, un al treilea val al pandemiei de coronavirus în România. Colega noastră Carmen Gheorghe a urmărit subiectul și vine acum cu cele mai noi informații. Cluj, Maramureș și Timiș au intrat în scenariul roșu. Până acum, Clujul se afla în zona galbenă, dar acum rata de incidență a crescut și a ajuns la 3,15. Cea mai gravă situație rămâne însă în Timiș, acolo unde există o rată de 5,07. Scenariul roșu înseamnă automat și noi restricții. Astfel că la școală vor merge doar elevii din clasele primare și copiii de la grădiniță. Ceilalți vor fi nevoiți să se întoarcă la cursurile online. Mai mult din cauza numărului mare de infectări, restaurantele, sălile de joc, dar și cinematografele se vor închide. La doar un pas de intrarea în scenariul roșu se află acum și județele Ilfov și Brașov. Mai mult decât atât, medicii vorbesc și despre un al treilea val și asta pentru că în ultimele zile a crescut destul de mult numărul de cazuri noi de COVID-19. Se pare că în acest punct ne-au adus noile tulpini, iar situația se poate agrava oricând. Primele semne deja au început să se vadă în spitale, acolo unde sunt internați din ce în ce mai mulți pacienți care se află în stare gravă. Pilotul de raliu Edwin Kelet este un nume care nu mai are nevoie de nicio introducere. Ei bine, invitatul nostru de la această oră s-a hotărât să restaureze o mașină care a făcut istorie pentru România. E un monopost de formulă, de formulă Easter. O mașină care seamănă cu cele pe care le vedem pe circuitele de Formula 1. Bună dimineața, Edi! Care este istoria acestei mașini? Bună dimineața! Este o istorie extraordinară. Mașina a fost construită în 1980 la Cluj de către multiplul campion național și maestru al sportului Laurențiu Moldovan. Aici pe panou putem să vedem poze pe care le-am adus așa și ca și inspirație și ca și ajutor pentru a putea să luăm dimensiuni și forme de pe ele pentru a o reconstrui. În anul 81 a și câștigat campionatul la categoria Easter cu mașina, după care ea a fost vândută și în mâna pilotului reșițean Eugen Peteanu. A mai câștigat 4 sau 5 campionate, deci este de departe cea mai titrată mașină de Formula Easter din România. O întrebare destul de simplă. Văd că e un cadru în spatele tău. Cum a ajuns în posesia ta? Da, acesta este șasiul mașinii. În luna noiembrie am aflat că el este de vânzare în zona Pitești, la al optelea proprietar. Din păcate a fost o poveste tristă acolo, acesta a murit. Și cum am aflat că este de vânzare, am și cumpărat-o. Și am început acest proces foarte laborios și extrem de frumos de restaurare și readucere la ceea ce a fost strălucirea ei de odinioară. E clar că e foarte multă pasiune la tine, Edi, dar sunt curioasă cât de avariată era mașina când a ajuns în posesia ta. Adică ai ceva de muncă, nu? Da, mașina era destul de jalnică ca și stare, în sensul că avea elemente ruginite, elemente lipsă, elemente modificate, dar în proporție de 85% era completă. Și asta este foarte important, pentru că orice proiect din acesta istoric are valoare dacă este cât mai aproape de piesele originale sau proporția pieselor originale este cât mai mare în cadrul produsului care va fi finit, zic eu, peste 3-4 luni. Poți să-mi spui și ce presupune restaurarea și, de asemenea, dacă atunci când ea va fi gata, ce vrei să faci cu ea, ce planuri ai? Da, sigur. Deci, în primul rând, aici, în atelierul prietenului meu, Andrei Rezi, noi lucrăm la partea de șasiu, restaurare șasiu. De exemplu, această frumoasă linie, această arcadă care închide în partea de sus cockpitul, lipsea cu desăvârșire. Ea a fost refăcută după pozele pe care le avem din 1980, niște poze istorice pe care tatăl meu le-a făcut la momentul respectiv. Și vreau doar să vă spun că un alt aspect foarte important este faptul că
acest copil de 10 ani la vremea respectivă care stă în dreapta lui Laurențiu Moldovan sunt chiar eu. Deci este o extraordinară încărcătură emoțională în proiect. Revenind, avem deci de înlocuit niște elemente, cum ar fi partea aceasta din spate, care a fost modificată de către anumiți proprietari anteriori, nu știu exact de către cine. Am avut de schimbat niște traverse care au suferit de rugină din cauza expunerii la intemperii. Și acum suntem într-o fază extraordinar de interesantă și de precisă. Lucrăm la ceea ce se numește trenul spate a mașinii. Mașina va avea transmisie pe spate, motorul este în spate. Avem o ultimă întrebare la tine, Edvin. Treaba asta cu siguranță nu poate să fie ieftină, pentru că a restaura înseamnă foarte multă pasiune, înseamnă să faci rost de elemente originale care, na, când mașina are o vârstă, nu-s așa ușor de găsit. Și atunci, cam cât te costă toată povestea asta? Este susținută de tine sau ai și oameni care au venit alături de tine? Da, este într-adevăr doar pură pasiune, necesită costuri destul de mari. Eu am estimat la început cifrele cam în felul următor: 15.000 de euro este nevoie pentru a-l restaura întreaga mașină la parametrii din 1980. Și aici este cel mai frumos aspect al întregului proiect. S-au strâns lângă mine foarte mulți prieteni, oameni și pe care nu-i cunosc, care mi-au donat bani, muncă. De exemplu, Andrei Rezi este cel care mă ajută foarte mult aici cu munca la șasiu. Și vom face și o campanie de crowdfunding. Anunț asta în premieră națională. Mulțumim frumos și mult spor! Îl urmărim pe Edi. Vlogerul și realizatorul de televiziune Andrei Șelaru a fost amendat după ce a organizat o petrecere de ziua lui. Șeli a petrecut alături de prietenii săi la o vilă din Snagov. Pentru că a încălcat regulile de distanțare socială, polițiștii l-au amendat cu 3.000 de euro, adică aproximativ 15.000 de lei. Poliția s-a autosesizat după ce Șeli a postat imagini de la petrecerea sa pe rețelele de socializare. Iată răspuns. Să începem cu acuzația oficială, da? Acuzația pe care a formulat-o și poliția. Pentru faptul că Țancu Uraganu a cântat "Faceți ca locomotiva" la ziua mea, n-am primit niciun proces verbal. Nu, eu am primit amendă pentru că am făcut acest eveniment în pandemie. Vreau să fac înainte de toate două precizări. Prima dintre ele, care ar trebui să fie înțeleasă de la sine, dar țin totuși să o menționez, e că eu chiar cred că pandemia asta există și că e un pericol real. Chiar cred că trebuie să avem grijă, nu sunt pe conspirații din alea, că pandemia e o invenție, că e făcută în laborator, că bra bra bru bru, mă înțelegeți? A doua precizare este că în cazul ăsta nu poliția e cea care trebuie înjurată. Poliția nu face legea, poliția doar aplică legea și în cazul ăsta oamenii legii doar și-au făcut meseria. Au constatat ce s-a întâmplat și au aplicat sancțiuni conform legii. Bine, să nu credeți că ei au venit acolo, că așa s-a înțeles de la știri. Nu, ei s-au prins a doua zi pe la 6 seara când au văzut filmulețele de pe TikTok și m-au sunat. Adică, în cazul ăsta oamenii doar au aplicat legea. Problema e legea. Legea e foarte stupidă. Și știți de ce? Pentru că legea ar trebui să fie aceeași pentru toți. Și spuneți-mi mie, cum e legea aceeași pentru toți când toate cluburile sunt pline? Când la e fur, când e fur. Uite aici o poză de la petrecerea mea, de la marea ilegalitate. Eu și cu niște oameni foarte apropiați, mie stând la o masă. Voi sunteți conștienți că dacă masa aia era la un restaurant și nu era într-o vilă privată, era perfect ok, nu? De asta spun că legea e complet idiotă. În club e voie și toți oamenii stau lipiți unul de altul, într-o casă imensă, cu o curte imensă, cu aerisire și cu tot, e ilegal. Pă bune, pandemia asta durează de un an. Nu-mi spuneți voi mie că nu v-ați chemat prietenii la ziua de naștere. FCSB și CFR sunt în continuare umăr la umăr cu 5 etape înainte de startul play-off-ului. CFR a zdrobit-o pe FC Argeș și a egalat pe roșalbaștri în fruntea ligii întâi. SCM, Râmnicu Vâlcea și CSM București se înfruntă la finalul acestei săptămâni în prima manșă a dublei din Liga Campionilor. Mai multe informații în știrile din sport. E bine, maxime de 10 grade astăzi în România. Asta înseamnă că zăpada din spatele nostru, care se întâmplă să fie la Zănoaga, la Brad, va dispare. Se poate, dar Lili Braga ne spune cum va fi vremea. Vorbim din nou despre vreme, vreme care astăzi vine cu temperaturi mai ridicate decât ieri. Deocamdată în această dimineață persistă atmosfera închisă în zonele joase din sud și din sud-est, mai sunt nori și izolat poate ploua slab. În restul țării cerul este variabil și va fi așa tot restul zilei. Încălzirea vremii se simte în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în nord-est și în regiunile de deal și de munte. La amiază temperaturile vor ajunge la valori cuprinse între 5 și 15 grade. Mâine va fi și mai cald decât astăzi, vom avea maxime termice între 7 și 7
17 grade. Va fi o zi plăcută și doar în zonele joase poate fi atmosferă închisă în prima parte a zilei, dată de ceață sau de plafon compact de nori. Cei aflați astăzi la munte au parte de temperaturi generoase și de un cer variabil. Asta înseamnă când nori, când soare, iar condițiile de ploaie sunt reduse. Vântul va prinde putere spre seară și mai ales la noapte în Carpații meridional și de curbură. În special la altitudini mari vor fi rafale de peste 80-90 de kilometri pe oră. Cam atât despre vreme, să avem o zi cât mai frumoasă. Irina Daniel. Mulțumim, Lili. Are 104 ani și s-a vaccinat anticovid. Ce mesaj a avut Nea Ion pentru tinerii care încă se gândesc dacă să se imunizeze sau nu, veți afla imediat după publicitate. Rămâneți alături de noi. Am revenit, domnilor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale dimineții. Incendiu uriaș în Prahova, la o fabrică de prelucrare a vopselelor. Doi bărbați sunt în stare gravă, având arsuri de gradul 3 și 4 pe 60% din suprafața corpului. 4 ore de negociere eșuate la Onești între polițiști și un bărbat de 68 de ani care își pierduse apartamentul prin executare silită. Agresorul i-a omorât pe muncitorii veniți să repare instalația electrică și a sfârșit împușcat în picioare de către oamenii legii. Amplă anchetă DIICOT la Opera Națională din Iași. Procurorii vorbesc despre un grup infracțional organizat care ar fi prejudiciat bugetul statului cu 5 milioane de lei. Directoarea operei a fost plasată sub control judiciar. Și județele Cluj, Maramureș și Timiș au reintrat în scenariul roșu din cauza numărului tot mai mare de cazuri noi de COVID-19. Vor merge la școală doar elevii din clasele primare și copiii de la grădiniță. Restaurantele, cinematografele și sălile de jocuri se închid din nou. 104 ani. Da? Ați auzit bine. Aceasta este vârsta pe care o are cel mai bătrân român care s-a vaccinat anticovid. Veteran de război, Ion Ceapă nu a stat nici măcar o secundă pe gânduri atunci când a fost întrebat dacă vrea să se imunizeze. Din 15 martie și românii care nu sunt în categoriile de risc se vor putea înscrie pentru programări la vaccinare. Ion Ceapă este primul locuitor al comunei Cumpăna care a fost vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2. Bărbatul a luptat în cel de-al doilea război mondial, a văzut moartea cu ochii pe frontul din Caucaz, a simțit foametea pe propria piele, dar și ororile comunismului. Aveți în fața dumneavoastră cel mai vârstnic locuitor al comunei Cumpăna, domnul Ceapă Ion, la 30 martie anul acesta va aniversa împreună cu noi vom organiza aniversarea zilei de 104 ani. La această vârstă, Nenea Ceapă este din nou un exemplu pentru cei din jur. Cel mai bătrân român care s-a vaccinat a vrut să dea un exemplu tinerei generații imediat după deschiderea centrului din comuna sa. Nenea Ceapă, hai să te așezăm noi acolo. Cetățean de onoare al comunei Constanțene, veteran al celui de-al doilea război mondial, decorat cu medalia Serviciul Credincios cu Spade, Ion Ceapă este în continuare activ. Munca îl ține în viață, spune el. Care este secretul sănătății dumneavoastră? Ce să fie? Munca. E bine. E bine. Da, sunt sănătos și muncesc. Sănătate, Nene Ceapă. Exemplul veteranului va putea fi urmat în curând de toți românii. Din 15 martie se pot înscrie în cea de-a treia etapă a campaniei de vaccinare. Indiferent de variante de vaccin, e același principiu, și anume un mesaj pe care organismul nostru îl primește, un răspuns imun, care se va traduce prin producția de anticorpi. Anticorpi neutralizanți, în așa fel încât atunci când venim în contact cu virusul, cu agresorul real, să avem anticorpii care să lupte și, practic, nu ne vom îmbolnăvi. Până în momentul de față au fost imunizați peste 900.000 de români, cu unul dintre cele trei seruri disponibile la noi în țară. Aproape 5.000 dintre aceștia au suferit diferite reacții adverse ușoare. Sunt anumite reacții care apar oricum la indiferent de variantă, o simptomatologie generală care poate să apară, avem febră, dureri de cap, dureri musculare, oboseală, dar sunt lucruri care în general se corectează destul de repede, 24 de ore. Primele două variante, adică Pfizer, BioNTech și Moderna, merg pe tehnica de ARN mesager, despre care am tot vorbit, iar varianta de la AstraZeneca, Oxford, ar fi clasică, aș spune semi-clasică, pentru că e vorba într-adevăr de un virus, dar este un adenovirus care de asemenea a fost modificat. Vaccinarea efectivă a populației generale va începe cel mai devreme în aprilie. Va fi cea mai amplă campanie de imunizare din istoria României. În acest moment, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe doze administrate. Lista de așteptare în platforma de vaccinare anticovid va fi activă din 15 martie. Practic, după această dată se vor putea programa la vaccinare persoanele din etapa 3. Sunt de vorbă chiar acum cu medicul Andrei Baciu, vicepreședintele Comitetului Național de Vaccinare. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce înseamnă această a treia etapă de vaccinare?
Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru invitație. A treia etapă de vaccinare reprezintă, de fapt și ultima etapă de vaccinare, reprezintă efectiv ultima etapă prin care ne propunem să ajungem la acea imunitate colectivă de 70%, lucru care ar neutraliza practic transmiterea virală în societate, transmiterea în comunitate și ceea ce ne-ar permite să ajungem să redefinim împreună o viață normală. De ce a fost nevoie să prioritizăm pe mai multe etape? Pentru un motiv foarte simplu, pentru că pentru început avem doze limitate de vaccinuri, pe care de consecință a fost esențial să putem să le utilizăm cât mai eficient cu putință, să le garantăm imunitate celor mai fragili, celor vârstnici, corpul medical, personalul medical care sunt expuși prin natura profesiei, dar pe de altă parte trebuie să și garanteze o continuitate a actului medical și ulterior, bineînțeles, au venit diversele categorii, fie persoane cu boli cronice, fie vârstnici, urmând ca într-o a treia etapă să poată să aibă acces la aceste vaccinuri și populația generală. Deci, practic, în linii mari, despre acest lucru este vorba atunci când au definit aceste priorități. Însă, așa cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr, începând cu data de 15 martie, va fi disponibilă în platforma de programare această listă de așteptare, astfel încât oricine își dorește să poată să se programeze din timp pentru momentul în care vom avea suficiente doze încât să dăm drumul și la etapa a treia. Domnule Baciu, întrebarea este simplă. Se menține aceeași modalitate de înscriere? Vă rugăm frumos să o reamintiți pentru cei care doresc să se înscrie în etapa a treia. Evident, avem o platformă unică în care se fac înscriere. Aceasta poate fi accesată de pe platforma generală de informații, vaccinare-covid.gov.ro, unde există un buton de programare chiar pe prima pagină, sau programare.vaccinare-covid.gov.ro. Aceasta este o modalitate. Pentru cei care, sigur, care au acces la internet, pentru cei care se pricep, nu este foarte complicat, să știți, dimpotrivă, este relativ simplu. Există și multe tutoriale video în care se explică efectiv cum se face programarea, pas cu pas. Însă, există și modalități alternative pentru cei care fie nu se pricep, fie nu au acces la un calculator. Cea mai utilă poate ar fi un call center apelabil gratuit, 021-414-4425, apelat un număr de care poate fi apelat de oriunde din România. Pe altă cale ar mai fi, evident, și cu ajutorul medicului de familie, care ne poate programa pentru moment, sigur, pentru cei care sunt în etapa a doua. Și pot transmite eu medicului de familie sau operatorului de call center că vreau un anumit vaccin, Pfizer, Moderna, AstraZeneca? Da, în momentul de față avem 3 vaccinuri disponibile. Pe data de 11 martie, cel mai probabil, Agenția Europeană a Medicamentului va face un anunț și cu privire la posibila, probabila autorizație pentru vaccinul produs de către Johnson & Johnson. Însă, în momentul de față, vedem că există diverse recomandări pentru fiecare dintre aceste vaccinuri. Astfel, spre exemplu, o persoană vârstnică nu se poate vaccina cu vaccinul AstraZeneca încă, pentru că nu au venit aceste recomandări de o manieră oficială. Asta nu înseamnă că vaccinul nu ar fi sigur sau nu ar fi eficient, însă trebuie să primim și recomandarea oficială în acest sens. Pe care, de consecință, vaccinul, nu putem să ne alegem ce vaccin efectiv ne-am dori, însă această alegere o va face medicul din centrul de vaccinare. Perfect. Mulțumesc tare mult. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Ora trecută, colega noastră Bianca Iordache ne-a arătat cum se prepară o pizza cu ciocolată și flori comestibile. Cu alte cuvinte, vrem să vedem și rezultatul. Bianca, suntem numai ochi. Bună dimineața din nou, am revenit, am rezultatul final, am scos pizza din cuptor, o avem chiar aici, Alin, asta este pizza cu ciocolată. Da, este pizza cu ciocolată, am pus deja ciocolată, Nutella, urmează să o decorăm cu banane. Bun. Întâi punem ciocolata, apoi punem banane, apoi punem bomboane. Punem niște bombonele, după care, în ultimul rând, flori comestibile. Florile comestibile și după este gata de mâncat. Servit. Da, da. Este gata de servit. Pentru câte persoane crezi că ar fi bună? Pentru 2 persoane e suficient. 2? Da. Nu ți se pare cam mult? Nu sunt cam multe calorii aici? Sunt ceva calorii, dar putem să trecem cu vederea peste. Perfect. Deci ăsta este rezultatul final, de asta mă voi bucura eu. Da.
Și spuneam mai devreme că mai există o delicatesă aici, pizza, da, cu pizza miere. O pizza cu miere, specifică din Franța, mai exact Corsica, unde se servește destul de des, ca să spun așa. Bun, eu vreau să te văd la treabă. Pizza cu miere, pizza tip franțuzească. Pizza cu miere, punem sos alb, smântână lichidă, vegetală. Bun. Avem aluatul, avem smântâna lichidă, după care... Mozzarella. Mozzarella, bun. După care ce urmează? Telemea de capră. Wow, telemea de capră cu miere. Și cu măsline calamată. Și chiar este atât de bună? Da. Știi că parcă mă dă așa puțin înapoi când mă gândesc telemea, smântână, lichidă, miere. Miere? Miere, da, are și miere. O să punem după ce o scoatem de la cuptor ca să nu ardă mierea. Bun, eu vreau să te văd cum pui mierea aceea, că nu te cred până când tu nu pui miere peste brânză. Aici avem măsline, da? Măsline calamata, da. Acum este pregătită pentru coacere la cuptor. Ok. După care o să punem mierea și este gata de servit. Și voilà! Cam acesta este, nu? Da, da. Perfect! Am pizza cu ciocolată, am pizza cu miere. Nu rămâne decât să mă întorc la voi acum. Și uite, așa ne închidem ultima oră a focusurilor la prima oră. De astăzi. Noi ne revedem mâine dimineața la ora 7 fix. O zi minunată în continuare. La revedere!